bună seara. Cu Ioana, vă rog. Cu Ioana, dar cine caută pe Ioana? Da, am greșit? Păi nu cred că ați greșit. Ioana, într-adevăr, dar cine caută? Să spui și mie cine caută. Prietenul ei, George. Prietenul ei, George? Da. Dar de când ești tu prietenul el? De o lună și ceva. Dar ce fel de prieten ești tu? De ce și mă împreună? Dar tu știi câte ani are Ioana? 25, da. Dar tu știi că Ioana încă nu s-a început viața sexuală, tu te dai la ei de acum? Cum? Tu știi că Ioana nu s-a început viața sexuală, tu te dai la ei acum ca să mi-o strici mie fata? Dar tu știi cu cine stai de vorbă? Eu sunt tatăl Ioanei. Vrei să-ți fac viața grea? Spune-mi mie dacă vrei să-ți fac viața grea. Dacă mai aude la Ioana că tu ai de face cu mine. Dar ce am făcut, domnul, că nu i-am făcut nimic? Eu nu știu dacă i-ai făcut sau urmează să-i faci. Cu lugu-lugu și la... până i-o pui. Până? Până i-o pui. Domnul, dar nu vorbiți așa, că eu n-am, adică nu sunt un golan. Băi, George, dar tu câte ani? 27. 27. Ai servicii, ești la facultate, unde ești? Da, lucrez. Pe stradă lucrez? Nu, deci lucrez la o firmă de distribuții din medicamente. Aoleu, și ești și drogul, cred că. Nu. Ba da, după cum vorbești tu, ești drogat deja. Nu, domnul. Și cam cât câștigi tu așa pe lună, hai să spui și mie. Cam cât câștigi tu pe lună? De ce? Păi să știu și eu așa, informativ, așa ca să... Dar ce importanță au banii? Bine, dar tu știi ce, din ce familie face fata parte? Cum? Din ce familie este fata și tu știi din ce familie este fata, adică ce afacere ai tare, are taică sau știi treaba asta? Tu știi, mă, și ce afacere avem noi, ce mașini avem, ce case am eu. Tu știi treaba asta? Când ai auzit că are ceva bani, gata, trageți ca muștele la căcat. Când ai auzit ce afacere avem noi, trageți ca muștele la căcat când ai auzit de bani. Vă place banii ca nu știu ce. Cât câștigi tu pe lună? Eu? Da. 10 milioane. 10 milioane. Să te-i bagi în fund, măi. Aia e 10 milioane. În fund să-i bagi. Eu, fata mea cu 10 milioane duci la o prăjitură. Cum? Fata mea cu 10 milioane duci la o prăjitură. Tu 10 milioane te poți să-i bagi în fund. Ai auzit că fata e de bani gata și gata, nu? Până eu pui la fată și pe urmă gata. O lești borcioasă, nu știu ce, și te-ai băgat în familie bună, nu? Și te-ai băgat în familie bună. Păi până i-ai pus-o și până te-ai băgat în familie bună. Dar eu nu vreau să mă... Și ai tată socru, dăm bani de droguri, dăm bani de băutură, dăm bani de ceia. Băi, băiete, uite care-i treaba. Cu mine nu ți-ai găsit-o. Fata mea nu se uite la un amărăștean ca tine, care câștigă un 10 milioane de lună. Cred că m-am înțeles foarte bine. Nu te mai aud nici la telefon, nu mai aud nici că umbli cu ea. Ca fel ai de-a face cu mine. Pun băiețul și te urmărește, să știi. Credeți-mă pe cuvântul meu că deci eu am intenții serioase. Deci eu sunt băiat bun, liniștit la locul meu. Deci nu, chiar nu e cazul. Ți-am spus, ai de-a face cu mine. Ia-ți gândul de la fata mea. Chiar dacă ea are 25 de ani, dar tu ai văzut cum arată? E exact ca o păpușă. E cea mai frumoasă fată din oraș. Eu cu mânuța mea o duc la medic și îi fac controle. Să știi că ea este virgină. Ia s-a de eu de la ea și nu mai căuta. Fata mea nu se culcă cu oricine și nu se va culca până în momentul când nu va face nuntă. Mai ales cu terchea berchea de-al de tine, până nu se face nuntă. Dar eu nu sunt un terchea berchea, domnul. Până nu intră în biserică, nu se culcă cu nimeni. Știți că și o cizmă când o cumpărați, trebuie să o probez. Adică și vrei să spui tu, cum faci diferența între fata mea și o cizmă, măi, nesemțetule. Ai văzut cum arată fata mea? Normal că știi, și-ți place, nu? Și ea spune și mie, ce-ți place la ea? Ea sau banii? Prima dată n-am știut că are bani, domnul. Eu cred că mai mult la bani te gândești. Ai văzut-o cu BMW, cu haine scumpe? Normal că-ți place la ea, normal. Ea spune, normal că bănișorii îi place, la nebunii. Dacă îți mai aud o dată gurița, ori la telefon, ori dacă mai aud din gura sufletului meu când vorbește cu tine, cu mine e încurcat-o. Ți-o spun clar. Știi ce-ți fac? Auzi, băițaș, știi ce-ți fac? Îți stai scola. Îți stai scola ca să mă ții minte toată viața. Stai să vezi dacă nu-ți mai trebuie nici prieteni, nici bani. Sunt un băiat foarte serios. Serios? Nu serios, ești serios? Da. Serios care câștigă 10 milioane pe lună. Păi nu ce roșene, măi, cu 10 milioane atele. Dar ce importanță au banii, domnul, într-o relație? Păi cum poți să-ți faci un viitor cu 10 milioane de lei, îmi spui și mie? Să fii și tu într-o familie mai bună, să te cunosc și eu și părinții tăi, cu banii, la greu, cu mașini, cu case, sau o să din astea, mai nu, unul care lucrează la o amărâtă de farmacie și câștigă 10 milioane de lună. Și am atâta avere care să o lăs prin mâna ta, nu? Eu nu o să lăs un fraier ca tine să-ți bagi la munca mea și în fata mea. Și cu asta cred că am spus totul. Deci să nu mai cauți acum? Nici să nu mai visezi.
nici de cum să o caut. Din momentul ăsta, ți limite, ai vorbit motivată cu mine, nu cu fata. Și am terminat-o. Dacă îți mai aud glăzășorul, ai de-a face cu mine. Domnul, încă ceva vreau să vă mai spun. Da. Nu sunt Georgi. Dar cine ești, mă? Daniel Buzdugan de la Radio 21 și a fost o farsă. Uai, de mine, de mine. Păi, Daniel, să știi când stai și te... O, de ce mi-a făcut asta, mă? Aude, mă, băiat, mă. Dar de ce sunteți așa de dur cu fata noastră? No, nu, nu, nici gând. Fata mea e fata mea. Sunt tatălui Alex. Alexandra? Nu, Bianca, verișoara ei. De ce? Tu ești verișoara ei? Da. Ce treabă are ea cu băiatul meu? De cum ce treabă are? Păi e prietenul ei. Dar ea s-a culcat cu el? Nu. Că eu l-am găsit cu prezervative în buzunar. Păi, o fi fost, dar nu pentru vara mea. Nu pentru vara mea. Nu cred că vara mea nu a povestit asta. Mi-a zis că nu a făcut nimic și că nu o să facă până mai încolo. Până când? Nu știu, mai durează. Doamna e acasă? nu e. Daniel Buzdugan sunt. Mi-am dat seama, eram sigură. Ai, păi și mă ții la telefon așa. Dar unde e, că eu vreau să-i fac farsă doamnei? Păi da, știu, dar nu... eu v-am trimis numărul de telefon al ei în al doilea mail. Și vreau să-i face, dacă se poate, pe 22 septembrie, că atunci e ziua ei. Maică-sa e mai dură, așa, nu? Da, foarte dură, dacă îi controlează orice lucru pe care îl face. Orice lucru pe care îl face, îl controlează. Și asta ar fi super tare, dacă i-ați face. Săruna, stimată doamnă. Bună ziua, bună ziua. Sunteți mama Alexandrei? Da. Sunt tatălui Alexandru. Da? Da. Ce s-a întâmplat? Noastră știți că copiii ăștia au o relație. De o prietenie copilărească, aș spune așa. Așa știu eu. Eu știu de o prietenie copilărească, da. Știu că este prietena lui Alexandru. A făcut ceva mai grav? Nu, doamnă, dar eu nu vreau să o dau în cuscrie. Adică copilul meu, cum să zic eu, are 17 ani, nu îi trebuie lui femeie la vârsta asta. Nu vă înțeleg aluzia la ce vă referiți. L-am luat, l-am cerut de vorba, l-a cerut aia mică, s-a făcut ceva grav în sensul ăsta? Nu vreau deocamdată să ne încuscrim. Poate că nici eu. De ce ați crezut dumneavoastră lucrul ăsta? De ce ați crezut dumneavoastră că eu doresc lucrul ăsta? I-am găsit prezervative într-o zi la el în buzunar. Asta, îmi spuneți ceva grav. Mi-a zis că a fost cu fetița dumneavoastră, doamnă. Unde anume? Îmi spuneți lucruri foarte grave, care nu le-aș accepta nici eu, vă dați seama. Noastră a dus-o la un control? Nu, păi, și n-am crezut că este cazul. Nu am crezut că este cazul. Deci dacă mă ajutați, mă ajutați și îmi spuneți mai multe date. Dacă sunteți un părinte și considerați că și eu am fațină cum eu, ar trebui să-mi spuneți lucruri mai multe și care m-ar interesa. Dacă... Noastră nu aveți o discuție cu ea dacă... Ba da, dar nu am ajuns acolo pentru că am crezut că nu este cazul. Am crezut că este o prietenie copilărească. Păi, la 17 ani, în afară de asta, ei sunt mari de acum, adică, na, le trec și lor prin cap gărgăuni. Eu l-am prins pe ăsta cu al meu cu prezervative, zic, de unde ai fost, mă? Păi, cu o fată, cu așa, că nu știu ce. Zic, ce fată, mă? I-am dat două și mi-a zis că a fost cu Alexandra. Ce-am să fac? Ca am să merg la un control. Dacă a avut o scurtă întâlnire copilul dumneavoastră, nu va mai avea de acum încolo. Dacă a avut-o, a avut-o, ce știu eu, de vreo două ore în timpul zilei în oraș. Iar la mine acasă este permanent o menajeră plus bunică sa. Eu vă mulțumesc de informație. Ăsta al meu nu mai mănâncă, nu mai doarme, nu mai nimica. De ce? Că este frică că a făcut sex sau de ce? De ce nu mai mănâncă și nu mai doarme? Da, fiind drăgostit, nu știu. Da, probabil că nu. Deci v-aș contrazice în poziția în care m-a spus acum, dar nu vreau să par neserioasă. Deci vă contrazic 100%. Copilul meu, am încredere mare, sigur, este fată cu minte. Probabil că pe dumneavoastră vă deranjează prietenia lor. Dar nu este nicio problemă că trebuia să-i spuneți copilul nostru, domnule, retrage-te sau să mă sunați pe mine, vedeți cum facem, că nu îmi place prietenia copilului meu cu fata dumneavoastră. A venit la dumneavoastră acasă? A fost, eu am înțeles că au fost și pe aici. Vă pot ruga să-mi dați numărul de mobil să mai discutăm o dată după ce am să-i fac un control fetitei mele? Ce control, doamnă? Un control ginecologic. Adică vreți... Să vă demonstrez că fata mea nu v-a lezat băiatul. Fata mea nu v-a lezat băiatul dumneavoastră până în momentul ăsta.
nu, că încă este fată cu minte, în primul rând. Și eu vreau să vă demonstrez acest lucru, că eu am încredere în fata mea și când s-a întâmplat acest lucru. De ce nu-mi dați voie? Să vă mai zic că există și niște poze pe calculator? Împreună cu băiatul dumneavoastră? Da, s-au filmat pe YouTube, cum se mai cheamă. S-au filmat în timp ce făceau niște lucruri. Puteți să-mi dați aceste poze? Mi le trimiteți pe mail? Dumneavoastră, la cât ajungeți acasă? Aș putea să-mi permit să ne vizităm? Vă dați seama că sunt și eu mamă, ca și dumneavoastră tată, ca și soția dumneavoastră mamă. Nu, soția mea e plecată în seara asta. Dacă vreți, puteți veni la mine, nu e nicio problemă. Să nu ajung în aceeași situație de prost gust ca și fata mea. Ne întâlnim când este soția dumneavoastră acasă. Că nu, doamnă, dar... Nu fac aluzie, nu vreau să discute după aceea. Doamnă, noi suntem maturi, adică noi avem o anumită vârstă, putem, nu se poate, nu e nicio problemă dacă... Problema e că ăștia sunt mici. Da. Ce fac maturii, asta e de altă treabă. Deci chiar nu mi-e refuz să cred lucrul ăsta. Dar dumneavoastră ce educație ați dat, doamnă? Domnule, nu mă luați așa cu ce educație am dat. E cam vagabonțică e așa. Domnule, jigniți în continuare. Credeți-mă că fata mea de la 7.30 la ora 17 este la firma la 17 la 18 se duce la sală și știu că e la sală, că am fost cu ea la sală. La ora 19 e în casă. Păi da, știu cum sunt fetele astea care sunt ținute în lanț și când scapă rup lanțul, doamnă. Dar nu iese fata mea decât două ore, a ieșit săptămâna trecută, s-a întâlnit copilul noastră în centru. Păi și în astea două ore ori fi venit la mine acasă și ori fi făcut. Vă arăt filmul, doamnă. Vă arăt filmul acolo. Bun. La cât sunteți dumneavoastră acasă? Păi acum, doamnă. Stai, mă duc să iau niște bere, niște ce, cu ce vă serveți? Niște... Nu mă serviți cu nimic, că nu e problemă. Alune mâncați? Nu mănânc nici alune, că nu am, vă dați seama că n-am spor în așa ceva. De ce? Păi, nu o să am chef să mănânc, vă dați seama. În fine, asta e mai puțin protocolul, contează. Spuneți-mi unde ne întâlnim. Păi, la mine acasă, doamnă, veniți. Eu nu știu unde stați dumneavoastră, că n-am fost. Eu nu am fost la dumneavoastră acasă. Notați adresa mea. Da. Strada Maior Șonțu, la Radio Zoo, Daniel Buzdugan sunt, a fost o farsă. Bravo, nene. Din partea Alexandrei și din partea Biancăi. Da, mulțumesc frumos. Nu vă supărați. Nu mă supăr. Mersi frumos. V-ați speriat? Vă dați seama. Ce le spuneți fetelor? Ce le spun fetelor? Că m-aș bucura ca aceste lucruri să fie întotdeauna o farsă. Să n-aud lucruri rele decât să fie farse. Să le aud ăsta, dar să știu că la sfârșit îmi spuneți că este o farsă. Da. Asta vreau să am înțeles că e foarte controlată fetița. O controlat și la factura telefonică și la fiecare număr. Încercăm să ținem și noi așa cum a spus dumneavoastră să fie bine. Foarte bine, doamnă. Asta e. Sunteți o mamă model și... Vă mulțumesc pentru compliment. Nu, să știți că în ziua de astăzi părinții cam uită să-și educe copiii și asta e foarte important să... Sunteți domnul Buzdugan sau domnul... Domnul Buzdugan. Da. Bine. Și probabil că e la radio. Da. Da. Bine. La revedere, seara bună. Seara bună. Bună seara! Sunt de la casa de discuri Interfon. Sunteți prietenul Claudiei? Da. Deci eu sunt impresar de muzică la casa de discuri Interfon. Având în vedere că prietena ta este afonă, nu știu dacă știți ce înseamnă, cunoașteți semnificația cuvântului afonă. Dar de unde o cunosc pe prietena mea? Cum? De unde o cunosc pe prietena mea? De unde o cunosc eu? Da. Deci ea a trimis un CD la noi la casa de discuri, ne-a plăcut foarte mult vocea ei și am fi interesați de colaborare. Păi cum, fără știrea mea a trimis un CD acolo la dumneavoastră la casa de discuri? Ce era mamei dacă nu o spar din bătaie? Fără știrea mea a trimis așa ceva? De ce vorbiți așa urât? Dar nu așa vorbiți, că fără știrea mea a trimis așa ceva la dumneavoastră? Prietena dumneavoastră este afonă. Domnule, fără știrea mea a trimis așa ceva? Dar ce a făcut, domnule? Fără știrea mea. Trebuia să mă întreb cu mine. Dumneavoastră sunteți tatăl ei? Eu sunt prietenul ei. Și? Și fără știrea mea? Păi da, dar ea are o voce foarte bună. Nu mă trezează, fără știrea mea trebuia să mă anunțe pe mine. Eu am luat legătura cu ea, m-a sunat ea pe mine. Prea puțin, trebuia să vă spună mie și pe omul să vă adresează dumneavoastră. Ea mi-a zis în felul următor, că are o relație, că sunteți prietenul ei. Da. Și că nu prea sunteți de acord ca ea să cânte, să facă carieră muzicală. Nu sunt de acord. De ce? Nu vreau. Gagica mea cântă doar pentru mine, nu pentru toți fraierii din România. Gagica mea cântă doar pentru mine, nu pentru toți fraierii. Am luat legătura cu părinții și tatăl ei este de acord să o lase să cânte. Domnule,
am îmbrăcat-o de la chilios până la sutien. Dacă vrea taixul, eu s-o îngrijească de asta înainte. Eu nu mai bag bani în ea. Ați băgat bani în ea sau? Da, am băgat bani în ea. De acum, de azi înainte, dacă vrea să duc acolo, s-o îngrijească taixul, nu eu. Eu am muncit în Italia pentru ea. Sunteți căsătorit cu ea? Nu. Bun, și atunci acum aveți pretenții așa la ea? Dacă vrea să duc la taixul, duc la taixul. Nu mă treci cu mine. Până la 18 ani o crescut-o taixul. De la 18 ani am crescut-o eu. De 4 ani vorbesc cu ea și am crescut-o eu. I-am îmbrăcat-o. Na, am avut un film cu ea. Dacă vreți să vă arăt un film, vă arăt un film cu ea. Vă arăt un film cu ea, un filmuleț. Am un filmuleț cu ea. Ce filmuleț? Aventuri. Dacă mă lasă pe mine, eu am o aventură cu ea. Am un filmuleț cu ea. Dacă vrea să ajung vedetă, eu bag filmulețul pe YouTube și o să vedeți ce se întâmplă mai departe. O să vedeți mai târziu. Tu cunoști semnificația cuvântului afon? Da, voci perfectă numai pentru mine, nu pentru alții. Cum? Voci perfectă numai pentru mine, nu pentru alții. Tu știi că prietena ta este afonă? Da, dar numai pentru mine, nu pentru alții. De ce nu vrei să o lași să ajungă o mare cântăreață? Nu vreau, pentru mine atât. Pentru alții nu se poate. Iar o voce foarte mișto, ți-am zis, fata este afonă total. Sunt un tip foarte gelos și dacă vrea să ajungă ea unde vrea să ajungă, nu mă interesează de ea. Eu îi las libertatea și pe urmă bag filmul pe YouTube. O ameninț sau ce e asta? Ameninț, da. Tu ai un film cu ea? Am un film cu ea, corect, pe YouTube. Am două filmulețe. Cu ea cântând sau ce? Nu, nu. Nu putem discuta așa ceva. Când ea e dezbrăcată sau ceva de genul? Ok, da, da. Reușești să ții femeia asta doar că ai filmat-o în câteva ipostaze de genul ăsta? Da. De ce ai filmat-o? Cu singurul gândit să fie numai pentru mine. Vino cu ea la București, stai cu ea, participi cu ea, facem un contract, tu poți să fii alături de ea de-a lungul carierei? Eu nu pot să vin în București, în colonia la aia acolo, lasă că eu știu cum să ajungi în București. Te culci cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Iată că, mai departe. Mie nu convine așa ceva. Deci nu vreți să o lăsați în... Nu, nu, nu. Să facă carieră muzicală. Niciodată, în viață. Dacă vrea, ea vrea să plece, în 24 de ore am dat filmul pe YouTube, sănătate, a plecat. Prea puțin interesat, eu am spus din sud de clar. Nu ai ce căuta. Bun, dar fata asta, unde mai este libertatea ei? Libertate e numai la mine are libertate, dat. Trebuie să-mi spună mie, nu să facă de capul ei. Tu de ce ești așa de posesiv cu ea? Dacă ea s-a jurat credință veșnică cu mine... Ce-a făcut? S-a jurat credință veșnică cu mine, deci s-a întors la 90 grade. S-a întors, dacă ea a jurat. Și fără să-mi spună mie, na, a primit o zidire la casa de scris un telefon și ea că ce s-a aflat. Fără știrea mea trebuia să mă anunțe 100%. Ei pentru mine, nu pentru altul. Mi-a jurat că din viață că o să fim amândoi împreună. Până la moarte. Când asta? Acum 4 ani. Alo? Eu zic să te mai gândești, pentru că fata chiar are... Dar cu cine dat de vorbă? Ți-am zis că sunt impresar și reprezint casa de discuri Interphone Music. Domnule, dumneavoastră aveți prietenul sau femeie? Da. V-ar conveni, în chiloții femeii dumneavoastră, să găsiți mujdei de la alt bărbat? Nu-mi convine! Stai puțin, dar nu înțeleg, cum adică mujdei de la alt bărbat? Nu-mi convine! Mujdei, domnule, de la alt bărbat! Adică mujdei, în chiloții femeii tale de la alt bărbat? Nu știu ce e aia. Fi dat altul la prietena ta, mă! Nu, în fine, ok, așa și? Vreau să-l simt pentru mine. Nu te cunosc, nu mă cunoști. E femeia mea și coasa basta. Nu o să fac carieră muzicală în viața vieții ele. În viața ea. În viața ei. Bun, și ce o să faci? O să ții acasă toată viața, nu? O să țin acasă toată viața mea. Am jurat credință pentru așa ceva. Fata asta nu are nicio șansă pentru carieră muzicală, pentru așa ceva, numai pentru mine. Am înțeles. Dar tu ai băut ceva? Da, am băut ceva. Și care e problema dumneavoastră? Mă gândesc, poate dacă dau un telefon mâine, poate o să fie în altă stare. Nu, e același randament. O seară bună, în continuare vă doresc. Mai spun ceva în final. Spuneți. A fost o farsă. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă. Ia ce-mi faci, Daniel. Asta este. Am luat. Ai un mesaj să-i transmis Claudiei? Nu m-am cuvinte momentan. Bun, dar un mesaj așa pentru Claudia, de dragoste. Claudia, din dragoste fac pentru tine. Te iubesc foarte mult. Și nu o să las niciun bărbat să apropie de tine. Nu o să las niciun bărbat să apropie de tine. Te iubesc foarte mult. Și asta este soarta alături de mine. Buonasera.
Bună, bună. Eu sunt din Italia. Da, și ce vrei? România? Da, da. E o întrebare per te. De ce voi, țiganii, rumeni, veniți în România, dați în cap pe furații? Nu furăm, dar cine a zis? Vedeți la știri, la televizor. Da? Sunt din Italia? Si. Da, și ce crezi, dacă un țigan dă în cap, toți țiganii dă în cap? Nu toți la fel, așa ceva. E voi în România, acolo, din ce trăiți? A? Din ce trăiți? Îmi trăim, avem casă, avem bani, avem tot ce ne trebuie. Ce munciți voi în România? Ce afaceri, facem afaceri mari. Cu țavă, cu tablă, cu marfă, cu... Da, cum te cheamă? Giovanni. Giovanni? Si. Dar înțelegi bine, vă, drumăneștei. Dar ce afaceri cu prima talei? Materiale, construcțiune. Aha. Și nu vrea să vii la noi în vizită, să vezi și tu vilele noastre care avem. Aveți vile? Da, ca la palat. Avem vile ca la palat. Foarte mișto noi trăim. Ce mașini aveți voi? Am Mercedes, am Meleva, am Tovareg, am de toate felurile. Am Mercedes, am Tovareg, am Elegant, am Passat, am ce vrei muștii tăi. Din ce bani? De ce bani? Cu afaceri. Lucrez cu românii, fac afaceri cu români și îmi dă bani. Tu nu furare? Da, nu fur, cum să fur, eu fur la... cum să fur eu? Eu lucrez cu, cu statul, nu fur. Cum? Eu lucrez cu statul. Păi dau ce vrea mușchii mie și îmi dă bani. Fac afaceri! Auzi, domnul, ai un număr de telefon? Îmi dai și mie numărul tău, ca să ți mai sun, să facem prieteni. E tu căsătorită? Nu sunt. E, cuánto ani ai tu? 20. Tu câți ani ai? Eu am 30 ani. Aaa, așa-mi place mie, bărbați mai în vârstă. A, ce școală ai tu? Cât clasa am eu? 8 clasă. Facultate ai? Am. Ce facultate? Am tot, de toate, fac cu toatele. Am de toate, ia dă-mă un număr de telefon al matalei. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Maria. Ce profesie ai? Medicina. Adică? Adică fac medicina. Doctoriță. Ce medicina? Pentru copii, consultații de copii mici. Cum? Consultații de copii mici. Pot să cânt în italiană per te, acum? Da, cântă. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore. Cânt frumos, ai voce frumoasă. Cantata e tu acum per me. Dar nu știu să cânt. Cunoști manele? A, manele. Te uiți și tu pe manele ăștia, Guță, Puștu Liviu ăla. Dar cum te cheamă? Giovanni. Giovanni, auzi, Giovanni. Dar ai cum să-mi trimiți și mie amește bani? Ca să vin și eu acolo în Italia. Unde să te găsesc? La Roma. La Roman? Și ai casă frumoasă? Ai casă frumoasă? Da, înțeles. Unde locuiesc eu? La Roma, știu, dincolo de Italia. Dincolo de Italia. Auzi? Și ai casă? Ești însurat? No. Vin și eu acolo la tine, mă primești? Vin și eu acolo să mă distrez cu tine. Dar n-am bani să ajung. Îmi trimis dumneavoastră? Câți bani? 3.000 de euro. E, câți bani? 3.000 de euro. Ca să-mi lăsu la familia mea. Tu nu ai bani? Apă nu mai am bani, că pentru că le-am lăsat, am cheltuit. Ca să vin și eu acolo după matale, că îmi place oșa ta. Îmi place de matale. Dar tu n-ai spus că e doctorița? Știu, da, sunt doctoriță. Dar n-ai bani dacă ești doctorița? Da, dar am cheltuit. Dar ai spus că ai afaceri cu țeavă, cu tablă, cu... Fac, dar am cecuri mai mult și mai îmi trimite și mea oameni, dar acum le-am băgat în afaceri mari. În și vreau să vin mai repede acolo, la Roman. Să vin la dumneavoastră acolo, mai repede. La tine, la Roman. Da, să vin după matale. Tu nu câștigi ca doctorița? Da, dar le bag la sărași, mai în jur și eu pe sărași. Tu cunoști Daniel Buzdugan? Da, cunosc foarte bine, stă la București. Dar cine e asta? El era în Iași, dar acum s-a mutat la București. Ce face el acolo? Ce face el acolo? El face civilizune, face bancuri, face civilizune. Da, la civilizune. Daniel Buzdugan, a fost o farsă. Aaa, mă, tale ești? Da, unde ești? Aha, eu am crezut că e un italian, am vrut să-l flaierez. Cum? Am crezut că e un italian. Sunt rușiv de el. Vreau să râd de el. Să trească domnul Buzdugan. Domnul Buzdugan? Da. Vreau să fac și eu legătură cu Mircea Radu, cum să dau de el?
cu Mircea Radu. Vreau să trimit o scrisoare. De ce? La Curumbeanu. La? La Curumbeanu, Inimel Curumbeanu. La cine? La Inimel Curumbeanu. Așa, de ce? Ca să-mi botează fetița. Da, și nu știu cum să dau gel, n-am număr de telefon. Am vorbit cu el, dar am pierdut numărul de telefon. Cine vrei să-ți boteze fetița? Inimel Curumbeanu. Cum? Inimel Curumbeanu. Auzi, poți să-mi dai numărul tău de telefon? Bine, pa! Salut, Ingrid! Cine este la telefon? Dacian, coleg de serviciu cu Ionuț, cu iubitul tău, Ionuț. Te-am sunat să văd ce mai faci, că am aflat și eu că urmează să vă luați în primăvară. Urmează să ne căsătorim în primăvară, dorești cumva o invitație? Voiam să îi fac o surpriză, surpriză în legătură cu tine. Nu te supăra, dacă vreau să îi fac lui Ionuț o surpriză în legătură cu mine, pot să-i fac și eu. Mulțumesc frumos. Știu că ai făcut o surpriză foarte plăcută astă vară când ai fost la mare. La ce anume te referi? La surpriza de pe malul mării, într-o seară când ai intrat dezbrăcată în apă cu încă un tip. Nu este adevărat. De unde ai auzit? Îți mai amintești sau să-ți aduc eu aminte? Eu știu cam tot ce s-a întâmplat, dar mă rog, dacă vrei să-mi aduci tu aminte în legătură cu ceva anume... Păi cu faptul că tu ai intrat dezbrăcată în mare cu un tip. Lumea mai face baie dezbrăcată în mare și... Ionut știe că tu ai intrat dezbrăcată în mare cu altul? Ai dormit cu ăla în cameră și a venit la tine, te-ai culcat cu el? Poftim? M-am culcat cu el? Stai un pic, ai vreo dovadă? Eu vreau ca să-i spun lui Ionuț, pentru că nu mi se pare corect ca un coleg de-al meu foarte bun să-și ia o haimana. Nu te supăra, dar eu nu sunt o haimana. Dragule, poate nici eu nu știu de toate flirturile de lui cu alte fete, nu? Întrebarea asta ți-ai pus-o? Și nu înțeleg de ce, ca în calitate de simplu coleg, dorești să-i faci o astfel de, cum o numești tu, favoare. Păi, pentru că poate la un moment dat aș fi eu în locul lui, știi? Și ai impresia că dacă ai fi tu în locul lui, Ionuț, ca simplu coleg, ți-ar spune ție ceva? Există o solidaritate masculină, nu știu dacă știi ce înseamnă lucrul da, ăsta. Da, dragule, exact așa cum există și solidaritatea feminină. Din solidaritate feminină, probabil că prietena ta mi-a povestit. Nu vreau neapărat ca voi să vă despărțiți. De fapt, ce urmărești? Dacă într-adevăr țineai atât de mult la Ionuț, te-ai fi dus prima dată la el să-i spui chestia asta, fără să mai dai mie telefon și să mă avertizezi. Ei, vezi că ești foarte deșteaptă? Deci asta înseamnă că totuși vrei să mă șantajezi cu ceva sau, nu înțeleg, dorești ceva în mod special de la mine? Da, urma să spui ceva? Da, urma să spun că mi-ar plăcea să am o relație cu tine. Eu adică, am deja o relație. Nu, n-ai înțeles bine, poate, că n-am fost eu destul de explicit. Nu, o relație fără obligație, înțelegi? Tu mă știi pe mine, da? Din vedere te cunosc, așa, te știu. Mie mi-a plăcea să am o experiență plăcută cu tine. N-ar fi fost mai normal să spui așa de la bun început, trebuia să umbli cu toate amenințările astea și cu tot șantajul ăsta, așa, puieril. Ce credeai, că am să mă sperii? Ai crezut că ai să ai mai multe șanse dacă mă ameninți. Am înțeles. Dragule, eu, deocamdată, aș vrea să-mi promit că nu-i spui nimic lui Ionuț și după aceea mai discutăm în privința unei legături între noi. Adică, la urma urmei, Ionuț, din anumite puncte de vedere, nu se compară cu tine. Mi-ar place să fim împreună, fără obligații. Poate că am fost un pic parșiv așa și... Nu, dragule, pervers, ai fost infantil. Dar e adevărat cu marea ce s-a întâmplat asta? Da, deci ține aparat să știi dacă... Sunt conștient că între noi nu poate fi o relație mult mai... Având în vedere că nu te poți afișa pe stradă cu mine și... Bineînțeles că nu mă pot afișa și nici nu aș face vreodată prostia. Ți-am spus, bun. Mă interesezi așa. Pentru că te-am văzut, îmi placi, ești foarte drăguț, ești aspectuos, ai anumite calități pe care trebuie să le recunosc cu regret că viitorul meu soț nu le are, deci... Adică ce am eu mai mult decât el, că nu știu, nu-mi dau seama. Păi... Ești înalt, soțul meu este mai scund un pic, ești un pic mai drăguț ca el. Accepti să ne întâlnim, să ieșim? Eu nu am să ies cu tine nicăieri. Dacă dorești să se întâmple ceva, ai să vii tu la mine acasă. Eu cu tine nu mă afișez nicăieri, pentru că n-ar putea vedea cineva și nu se știe niciodată. Una din prietenuțele mele n-ar putea vedea și s-ar duce atunci direct la Ionuț. Rămâne să-mi dai tu un telefon sau... Nu, hai să mă sun tu. Eu nu am de gând să sun pe nimeni și să fac nimic. Toate inițiativele ai să le iei tu, în cazul în care vrei ceva. Hai să zic acum adevărul gol-golus despre telefonul ăsta. Spune. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21 și a fost o farsă. Aoleu, tu ce speri acum, că eu nu ți-am auzit la radio sau ce speri? Nu, este o farsă pusă la cale cu ajutorul lui Ionuț. Foarte bine, s-a întâmplat, până la urmă Ionuț tot la mine ajunge, pentru că mă iubește prea mult și este prea nebunit după mine. Probleme de genul ăsta nu este prima dată când avem și Ionuț de fiecare dată s-a întors în genunchi în fața mea și m-a implorat să ne reluăm relația.
așa încât puteți să faceți voi toate farsele pe care le vreți. Relația noastră există, va exista în continuare și chiar va avea loc o căsătorie. Ionuț a propus această farsă. Eu am fost doar unealta. Ionuț o să Buzduganul din mâna lui Ionuț am fost eu. Da. Ei, Ionuț o să aibă un alt buzdugan care o să-l aștepte acasă. De asta poate să fie sigur. Și o să-i pară rău pentru ceea ce a făcut. O să-i pară foarte rău că nu a venit la mine și nu am stat de vorbă în legătură cu chestia asta și că am avut așa o surpriză neplăcută. Bună seara! Bună seara! Taximetristul numărul 74? Da, sigur, dar cu cine vorbesc, da? Sunt student grec și am mers odată cu dumneavoastră și mi-ați dat cartă de vizită de la firmă și cu numărul de mobil. Aha, ce doriți? O mașină, un traseu, ceva? Imediat se rezolvă. Aș avea nevoie pentru ca să închiriez mașină. Eu nu închiriez mașina. Vreau să închiriez mașina. Da. Vreau să fac dragoste în mașină, dumneavoastră, domnul. Ce ați spus? Vreau să fac dragoste în mașina lui. Dar cum să faceți dragoste în mașina mea? Păi eu plătesc. Dar nu mă interesează, ce să plătesc? Este o fantezia ca să fac dragoste la taxiu. Știi, nu am făcut niciodată și dumneavoastră să nu plecați. Deci eu plătesc. Deci eu dau bani pentru asta. Ce fac eu acolo este problema mea. Și... Nu, domnule, și cât oferi? Cam cât oferi, așa, de curiozitate? Și așa merge prost taximetria. Cât îmi oferi? Presupunem că nu am nimic împotrivă. Cât îmi dai, domnule? Cât oferi? Nu știu cât e dumneavoastră pe kilometru. Și cum, pe kilometru, dar ce? Mașina presupun că stă sau în timp ce merg eu, hai să facem la minut. De ce nu pe kilometru? Nu, domnule, nu. Eu 30 de minute, 1,5 milion, domnule. 30 de minute, 1,5 milion? Și așa fac o excepție, domnule. Dar ce înseamnă asta? Păi, dar sigur că da. Și credeți că e mult acum? Vrei să-ți o tragi la mine mașină, atâta te costă. Eu nu vreau să... Fac atmosferă, te dau drumul la muzică, facem afacere. Dacă nu, eu nu stau la discuții. Dar ce înseamnă? Cu cine vei să-ți o tragi la mine mașina? Nu vreau să atrag, vreau ca să dragoste cu ține. Domnule, ce dragoste, domnule? Tu vrei să te la mine mașină, nu? Am prietena mea, n-am cum să aduc pe ea la mașină. Deci este vorba despre două fete care mă distrez eu. Aha. Și vreau să fac fantezia asta, domnul șofer. Mi se pare foarte mult. Am geamul fumării, nu te vede nimeni. Putem să ne plimbăm pe oriunde. Opresc oriunde. Vrei un suc, vrei un pachet de țigări, cobor. Cumpăr. Eu zic că nu este mult, e foarte, foarte bine. Și în al doilea rând vreau să-ți mai spun și ce era, domnule. Păi eu te-ți desfectez mașina aia, domnule. Ce să faceți? Să desfectez mașina după ce-ți faci matale treaba acolo. Nu poate să urci clientul după dumneata, domnule. Nu, cum? Domnul șofer, mi se pare foarte mult. Domnule, nu este mult, domnule. Eu te plimb prin centru. Mașina mea este foarte mare, stai comod. Dacă se pare mult, eu zic ca să încerci la altcineva. Eu spun că 1.500.000 o oră și este două fete, v-am spus. Da. Și putem să mergem cu ele. Cum, doamne, să fac ceva? Cum să fac eu așa ceva? Să lăsăm 1.500.000 o oră, pentru că dumneavoastră o sumă foarte bună, 1.500.000 într-o oră să câștigați, nu câștigați într-o zi. Doamne... Este fete curate, domnul șofer. M-a dat cu prezervativ sau folosesc prezervativ sau? Folosesc prezervativ când fac sex cu el. Da, dar eu nu fac sex, domn. Dacă așa sunt sex, domn. Eu, domne, dacă e ceva sau... Eu trag sus, domne. Zic, eu nu fac sex. Eu, dacă se ivește o cale, eu trag sus. Adică nu înțeleg asta cum trage sus. N-ai auzit? Nu, cum? Nu. Nu vorbește foarte bine românește, eu sunt student. Trag sus, adică sex oral, domnule. Sex oral. Dar puteți... Nici asta nu știi? Bă, da, știu, că e învățat la anatomie. Puteți face și dragoste cu ele, cu prezervativ. Nu, domnule, nu. Dacă ar fi fost ceva, eu trăgeam sus și gata. Ar fi fost o înțelegere și asta, un fel de a spune o negociere, da. Atunci 1.500.000 o oră și puteți... Să faceți dragoste la gura la domnișoara și să faceți sex oral? Domne. Deci este valabilă oferta asta? Sunt de acord, domne, sunt de acord. Dar fetele astea arată cât de cât, sunt frumoase, studente, ce fac? Ce activități? Este fete foarte frumoase, domnul. Este curate. Deci... Bine, domne, dar dacă scurvi sau put, asta eu nu mă bag, domne, eu nu mă complic la așa ceva. Dacă... Spuneți dumneavoastră că arată cât de cât și student, așa,
Eu sunt de acord. Nu este prostituată, este fete angajată, deci ele are servicii. Nu face asta pentru bani. Confecționere, lucrează la fabrica de confecții, tricotaj, a spus? Da. Poate sunt niște colegi de nevastă mea. Nevastă mea tot e confecționare la tricotaj, domnule. Le cunoști după nume? Cum le cheamă? Deci este una Edith Piaf, o cheamă? Edith Piaf. Cunoașteți? De unde e fata? Cum? Nu are nume românesc, domne. De unde e fata asta? Este din Basarabia, dar cunoașteți la ea? Nu cunosc, nu. Dar dacă știți că din Basarabia e clar, da. A doua, cum o cheamă? Ioana Măriuța asta. Ioana Măriuța? Da. Care e Ioana Măriuța, domne? De când o știi pe Ioana Măriuța? De când o știi pe femeia asta? O știu de acum 2 săptămâni. Cum de acum 2 săptămâni? Da. Domne, sigur că cheamă Ioana Măriuța? Da, este sigur, foarte sigur, am și numărul. Domnule, mi-ai dat detalii. Când ai cunoscut-o? Unde ai cunoscut-o? Am cunoscut-o acum 2 săptămâni, dar este o femeie foarte curată și foarte... Cum poți să sunt? Ioana Măriuță este nevastă, mă o cheamă Ioana Măriuța? Da, domnul, este Ioana Măriuța. Mă omor. Este confecționer acolo la fabrică. Confecționer, nevasta mea. Băi, dar... Nu. Dom'le, m-ai lăsat blocat. Dom'le, când ai cunoscut-o? Auzi, domnule. Nu, că-i culme acum. Fii atent. Este... O zăpăcesc. O nenorocesc. La loc din Iax. Toți gura... Stai puțin. Acum 2 săptămâni am cunoscut-o la discotecă pe ea. Ioana Măriuță, soția mea la club. Voi băiatule, fii atent. Deci unde ești tu? Noi trebuie să discutăm. Eu trebuie să mă văd cu tine acum. Trebuie să ne vedem. Jură, te-ai combinat cu ea? I-ai făcut ceva? Jură-te, măi, băiatule, mă. Jură-te că nu-i glumă. Într-un fel mi-ai făcut bine. Morții, mami, gâtul mamei. Cum poate să facă mie una acasă? Dar n-am știut că este soția dumneavoastră. Eu frumos, mă ajută chestia asta. Te rog eu frumos, bă, băiatule, te rog frumos. De 2 ore am ieșit cu ea. Nu mi-a spus că este maritata. Nu s-a spus că e maritata, nu? Nu. Tu morții, mami, e de curvă penală. Uite, băiatule, uite, mă, jur-te-mă, dar dacă ai tras-o, povestește-mi și mie cum a fost, povestește-mi tău cu o crăb din bătaie, o omor. Dacă te simți cu musca picăciorul, nu spune ca să te aperi. Băi, s-a întâmplat, îmi faci un bine, mă ajut, într-un fel mă ajut. Jur-te pe cei mai sfânt. Jură-te pe cei mai sfânt. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21 și a fost o farsă. Hai, domn... Vai, doale! Uite-mă ce mi-a făcut haita asta, uite-mă ce școală, fii atent ce are în cap asta, mă. M-a trecut toate transpirațiile. Hai, doamne, ce școală are haimanau asta, cum doamne a fost? Dar fii atent că ea m-a urmărat de mult chestia asta, de acum m-am prins. Tot îmi spunea, fii atent că am să te prind și uite, fii atent cum m-a băgat în boală, fii atent, extraordinar. Cum? Ea mi-a spus că mi-o coace de mult, am fost eu combinat cu o fată, dar bine că acum nu mai fac, dar tot nu mă crede. Am cunoscut o domnișoară și am fost combinat, dar asta nu... Și am spus, măi, stai că mă fac băia cu minte. Tot nu mă crede și din cauza asta ia o trebuită. Fii atent ce cap, ce școală are în cap, extraordinar. Domnule, dacă e ceva, sau... Eu trag sus, domne. Eu trag sus, domne. Farsele lui Buzdugan. Numai la Dimineața de Mentă. De la spital sunt. Spune-mi, tu când ai fost și ai făcut operația? 24 martie. Dar cu cine vorbesc? Doctorul Andreșan sunt. Bună ziua. Poți să vii mâine dimineața la spital? Pentru ce să merg? Este o problemă mai delicată. Tu ai făcut operații de apendicită. Da. Înainte de a face operația, erai fată mare? Anume. Adică dacă erai virgină sau... Da, eram. Și sunt. S-ar putea ca doctorul să fie dezvirginat. În momentul în care el te-a anesteziat, s-a întâmplat treaba asta că el te-a dezvirginat. Și este ceva rău sau nu poate întâmpla ceva rău pe urma asta? Măi, s-ar putea să fie însărcinată, măi. Am avut reclamații împotriva domnului doctorului că el a mai făcut lucruri de astea. Adică după ce anestezia pacientele, se culca cu ele. Vai, doamne, suntem speriați.
Deci, în aceeași perioadă au mai fost câteva tineri care s-au plâns, au fost trei fete care s-au plâns că au fost dezvirginate de domnul doctor. Totuși, eu am dormit în timpul ăla, deci nu știu ce să zic. Păi prin somn, că el prin somn acționează, el face anestezii la pacienti, le adorme și după aia să... Da, dar eu nu știu ce să zic acum, am fost la control. Ai fost adormită? Da. Fai de mine și de mine. Măi fată, tu trebuie să vii la control, măi fată, mai mâini dimineață. Da, că acum ce-mi puteți face? Tu câți ani ai? 18 mai am împlinit. 18 ani, da? Da. Tu vrei ca să ai copil de la 18 ani? Nu vreau. Dar pot să vă spun ceva? Deci, joi dimineață am făcut toate analizele, am fost la ginecologie și mi-a zis că nu am nimic. Ce control ți-a făcut doamna doctor la ginecologie? S-a uitat la mine. Unde? În ochi s-a uitat? Sau unde? Nu, unde trebuia să uite. Spune exact cum s-a uitat. Mi-e rușine să vă spun. De ce să-ți fii rușine? Sunt domnul doctor. Da, înțeleg că sunteți doctor, dar eu oarecum. Vorbim mâine dimineață, dacă... Domnul doctor care te-a operat o recunoscut. Am spus că a fost anchetat de către Comisia Medicală de la Iași. A recunoscut? Da, a recunoscut că a avut raport cu tine. Bine, merg mâine dimineață la spital. Poți să-mi dai număr de telefon să vorbesc cu părinții tăi? Da. 27. Și tata? Da, tata nu este, e plecat. Unde? Irlanda. Deci el e plecat în Irlanda și tu-ți faci de cap cu doctorii în... Dar n-am făcut nimic rău eu. Măi fată, spune, recunoaște-mă că ăsta intră în pușcărie din cauza ta. Dar de ce să intri în pușcărie? Eu n-am făcut nimic. Păi el a recunoscut că în timp ce te-a adormit, a avut treabă cu tine. Dar n-am de unde să... Pur și simplu, dar mi-a făcut anestezia, n-am de unde să știu nimic. Fai de mine și de mine, măi fată. Stai puțin, dar eu cu ce sunt vinovat acum? Bun, dă-mi un pic băietul ăla de lângă tine. Acum, un pic. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Cum despre ce este vorba? Doctorul Andreșan la telefon. Dumneavoastră în ce calitate vorbiți? Eu? Iubitul ei. Doctorul care a operat-o are mai multe plângeri din partea unor persoane care au fost operate la noi în spital. Da. Că a avut raport cu victimele. Aoleu. O parte dintre fete, deci n-au fost anesteziate cum trebuie și noi acum suntem în anchetă. Da. Și el e cu cinci vinovate. Dar de ce plânge fata? Păi plânge, păi n-are de unde să știi, să gândești aiurea, nu? Dați-mi un pic la telefon. Dar nu crezi că poate să vorbească. Alo, da. Ce faci? Nu fac bine. Nu fac bine. Alo, mor. Dumneavoastră de când sunteți prieteni cu fata? De un an și două luni. A, și ea este încă virgină, nu? Da. Dumneavoastră, adică n-ați avut cu ea nimic? N-am avut, este virgină. Este virgină. A fost, că de când a fost cu domnul doctor nu mai este. Domnul doctor a recunoscut, a dat o listă cu fetele. A recunoscut, da, și când pot să mă întâlnesc eu cu domnul doctor? Pentru ce? Cum pentru ce? Să-l calc în picioare, nu știu pentru ce. Dați-mi un pic, vă rog frumos, la telefon. Alo, da. A fost o farsă, sunt de la Radio 21, Daniel Buzdugan, sunt, a fost o farsă. Băi, nu. Nu. Poți să o iei de nevastă liniștit că e virgină în continuare. Bine, ești tare, omule. Oh. Să rămână pentru farsă că a fost bună și bengoasă. Farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Pronto? Eu sunt Cristi. Coale, Cristi. Care? Deci am fost la terasă, am ieșit zilele trecute împreună, nu știu dacă îți mai amintești. Am cu colegi, cu băieții de la bloc. Si. Ceau, cum stai? Păi eu stau tot acolo unde stau băieții, deci în cartier. Nu, cum stai? Adică, cum stai? Aspeta. Cu ce faci? De acasă, deci eram pe acasă și am zis că să-ți dau un telefon, poate ieșim la un suc, la un suc sau ceva. De când ești plecat acolo? Ancora un po', non lo so, un an e mezzo, un an jumătate. De un an jumătate de când ai plecat, ai uitat românești complet sau? Nu, ascolta. Am lucrat cu italieni, știi? Am lucrat de noapte, știi cum ăștia care se dansează. Ai fost dansatoare la bat. Da, exact, un pic de companie, ragazzi, sai come sono loro, che le place să vadă gagici români și așa. Ei, am vorbit numai în italian acolo, îți dai seama, n-am...
după acolo, după câteva luni, mi-am găsit la un bătrân mult mai lejer. La bătrân acolo, tot în italian. Deci eu țineam companie cumva, adică, stai, nu facevă poliția, curățenie, adică, știi? Eu aveam grijă, îi dădeam să mănânce, că așa țineam cu el, mergeam, ei, vorbeam mai italian. Acum eu gândesc în italiană, capisci? Ce să ai capisci? Adică, scuza-mi, înțelegi? Cu români n-ai avut treabă acolo? Cu cine? Cu români? Nu, dar eu nu am prieteni români. Eu am numai italieni și italienci. Românii sunt niște țărani care, vai, că arăți bine, că nu știu ce să stea cu tine la masă, să chiacherare, vai, că poate dai un suc sau qualcosina la mangiare, un gelato. Dă cu gel sau ce? Gelato, scuze, o înghețată. Și bărbați bădărani. Știi cum mergeau la șantier cu pâinea și cu casaleamul în hârtie? În ziar. În ziar, exact, în ziar. La tine, la maică-ta, la țară, n-ai mai fost la... Am fost într-o zi, nu se compară. Nu mai întreb, deci eu nu mai duc la... în spatele grădinii, nu mai, am fost numai un pic acolo, nu mai, nu, claro că nu. Nu mă duc în spatele grădinii la privata care este să fac pipi, nu? Vrei să uiți trecutul, să nu mai îți amintești că ai făcut pipi în spatele grădinii, că ai crescut la coada vacii, că ai... Da, coada așa era când m-am născut acolo, dar dacă am plecat de acum basta, am încheiat capitolul țara și... Auzi, dar n-ai vrea să ne întâlnim, să povestim, adică sunt... Da, deci dacă vin, nu te aștepți că vai de mine îți dau... tot ce vrei, dacă capiși. Nu-ți dau tot ce vrei, ai interes? Am întâlnit eu figuranzi ăștia care, vai, ce, cum arăt, ești bun, ești... Tu te gândești, eventual, tu îmi oferi mie ceva, ai interes? Dar bineînțeles... Pentru că am întâlnit mână la ani, știi? Și de acolo, din Scânteia și de aici, din Iași, care unde-am făcut eu profesională, e, și ei că vai să meargă cu mine. Vai că le dau capi. Sau să bea, știi, să bea, că cine știe ce, whisky, înțelegi? A, pe banii tăi. E clar. Nu te aștepți la chestia asta, e? Mulțumesc că accepti invitația mea sau... Ok, alora... un abraciu pe te, a bine? Poftim? Te îmbrățișez, să zici așa, știu, un mod mai elegant. Da. Un abraciu pe te, da. A bine? Sunt Daniel Buzdugan și a fost o farsă pentru radio. Va f***o la te, e atut, e? Porco cane, stupidagi, da? Allora culo, e? A te, a tutti, basta. Oh. Seara. Ioana? Dar de unde aveți numărul meu? Mă numesc Igor, sunt Igor. Am înțeles de la o cunoștință de a dumneavoastră că ar fi necesar să dau la fălci la cineva, cineva care vă creează probleme. Și... Să dați la fălci? Da, am greșit număr de telefon sau... Nu, n-ați greșit numărul, dar... Eu am înțeles de ce mă numesc Igor și am înțeles că dumneavoastră căutați pe cineva care să dea la fălci la o persoană de tip masculin care vă creează niște caiva probleme. Și... Da, e vorba despre un tip care mă tot urmărește, nu mai îmi dă pace. Ați avut probleme cu el sau? Am avut niște probleme mai delicate, nu prea pot să vorbesc acum să vă spun ce s-a întâmplat. Eu ce ar trebui să fac? Comportamentul pe care să-l am asupra persoanei care vă intimidează? Să-l face să nu mă mai caute, să mă lase în pace. Și ar fi necesar să-i dau la fălci sau... Să-l învățați minte, să nu mă mai caute. Nu pot să vă povestesc acum tot ce s-a întâmplat, că nu prea pot să vorbesc aici unde sunt. Mă puteți suna într-o oră ca să vorbim mai în detaliu tot? Da.
Alo? Igor la telefon, am revenit cu telefon. Așa. Spuneți-mi mie despre ce e vorba ca să știu exact așa, adică ce ar trebui de făcut. Păi e vorba despre o persoană, m-a agresat fizic, verbal, în toate modurile și aș vrea să-l învăț minte ca să nu mai se întâmple treaba asta. Persoana asta este prieten de dumneavoastră? Nu e iubit, nu. A fost o problemă mai delicată între noi și nu știu dacă ar fi bine să vă povestesc. Trebuie batut, adică să-i aplic ceva corecții fizic, să-l îmbrânșesc, să-l... Să mă lase în pace, să nu mă mai intimideze, să nu mă mai urmărească. Dar despre ce este vorba, stimatul domnșoară, dacă puteți spune? Adică... E foarte delicat ce ar trebui să vă povestesc și nu știu dacă e chiar atât de bine. Ar fi mai bine să faceți treaba, eu vă dau banul și e toată lumea mulțumită. Trebuie să mă încarc, cum s-ar spune. Adică eu nu pot să dau un om așa, săracul om, că spui mă tale salbat. Adică mie trebuie să știu exact ce s-a întâmplat ca să știu cum să-l iau. Poate mă e la întrebări, poate ceva. Adică trebuie să-i spun omului, băi, șez cu minte, șez ghinișor, lasă fata în pași, că nu știu ce. Problema e mult prea delicată și... Păi, și la mine... Eu vă dau banul rezolvat. Păi, dar nu pot să-l bat, eu nu pot să dau în el așa, adică ca în ghițăl, adică să... Ai, domne, pentru bani nu pot să dai în el. Bun, dar de ce să-l bat? Adică cine i-a făcut mie omul și ala? Mi-a făcut mie, nu dumneata. Trebuie să-mi povestești exact, să grăiești liber cu mine ca să mă încarc. Eu dacă mă încarc cu povestea asta care mi-o iau asupra mie... Domne, e vorba despre niște lucruri intime, nu pot să-ți dau așa în detaliu tot. Vă violați sau ceva? Nu, chiar nu pot să vă spun, Vă dau banul, rezolvați treaba și cu asta basta, nu mai... Că eu nu pot să fac ceea și matale îmi spui dacă eu nu mă încarc. Eu trebuie să mă încarc cu povestea, adică să știu și s-a întâmplat acolo ca să știu cum s-a scuturi pic. Nu pot să-i dau la fălci așa de pomană la om. Domne, îți dau banul și dumneata te încarci cu ce vrei dumneata. Eu îți dau banul și rezolv treaba. Păi nu pot să rezolv treaba, înțelegi? De la ce v-ați luat? Dacă matale nu îmi povestești, mie n-am cum să execut comanda, mă înțelegi? Că eu nu pot să dau în sărac om așa de pomană. Adică mie trebuie să-mi spui exact. Eu trebuie să mă încarc cu ceea și matale îmi povestești acolo. Mi-e greu să povestesc așa prin... Păi, vorbește liber, adică nu e nicio problemă. Că nu mă cunoști, nu te cunosc, adică eu rămân între noi, nu mă apuc eu de grăit. Că eu îmi fac meseria asta. Am avut cazuri când am avut recuperări de bani. Am avut cazuri când am fost... Eu am luptat în Afganistan, am fost în armata sovietică, am lucrat. Eu pentru mine nu contează, adică eu trebuie să știu exact de ce mă bag pentru asta. Sper să rămână între noi ce vă povestesc acum. Așa în mare o să vă povestesc despre ce e vorba. Pe internet există un site unde este un site de dating. Un ce? Un site de întâlniri. Străinii, românii solicită că vor să se întâlnească cu câte o româncă, cu o fată. Și eu mă duc la hotel acolo unde sunt ei cazați, la ce hotel. Stați-o, deci mă tare sunteți prostituată. Nu, domne, prostituată, că nu mă culc cu ei. Vă întâlniți, dar nu vă culcați cu ei? Da, nu mă culc cu ei. Și atunci la ce vă mai întâlniți cu ei dacă nu vă culcați cu ei? Păi le iau bani. Poftim? Le iau bani. Și sunt proști, adică nu... Păi... Dar cum le luați banii? Prin poștă sau cum? Bagă într-un cont? Nu, mă duc la cameră, la hotel, stăm, ne giugiulim, ne pupăm, ne pipăim și când s-au fierbântat, am plecat, am luat banii și am plecat. Ei vă dă banii înainte sau cum? Da, la firmă îmi spune unde să mă duc la cameră, ei îmi dau banii înainte să intru în cameră. Am ajuns la hotel și când să intru în cameră îmi dau banii întâi, așa. Intru în cameră, mai discutăm, mai bem un pahar de ceva. Ei vă dă bani înainte, băieță? Da, înainte. Până să intru în cameră, îmi dă bani. La ușă, da, la ușă. Apoi intru în cameră, când se bage mâna la astrahan, când îi văd că se înfierbântă și încep să se dezbrace, să încerce să îmi bage mâna la astrahan. Unde se bage mâna? Să bage mâna la astrahan. La ce? La un chiloți. Se bage mâna în chiloți? Chiloți, da. Și de ce spui la se bage mâna la astrahan? Păi, părul bubian acolo, astrahan. Cum? N-ai auzit de expresia asta? N-am auzit, așa, deci încearcă să te așa și? Eu încep să țip, încep să urlu, să fac scandal și până la urmă plec. Și așa se întâmplă și cu băiatul de care vă spuneam. Te-o luat la bataie sau ce s-a întâmplat? Am plecat și
Ormă m-am întâlnit cu el și nu mă mai las în pace. Nu mai scap de el, că i-am luat banii și am fugit cu banii și de asta vreau să scap de el. El de unde știu tu unde ți găsească? Când am fugit de acolo m-a urmărit. A venit după mine și acum nu mai scap de el. Băietul ce ala și vrei practic la tine? Softica, că i-am luat banii și am plecat. Ai prieten sau? Da, am prieten. Bun, și de ce n-ai grei cu prietenul tău? Nu știe el de ce fac eu. Păi și dacă aflăm? N-are de unde să afle. Poate într-o zi te vede pe acolo, pe la hotel. Nu, no, exclus, nu, nu. Nu, no, nu vine el la hotel, că sunt prea scumpe hotelurile să vină el acolo, nu, sunt prea fine hotelurile. N-are el acces în lumea asta, nu, nu, nu. Nu știe, nu știe ce fac eu. Dar n-ai avut niciodată probleme? Nu, nu, cu cine? Păi cu băieți și ea care te dușei tu, adică, păi da, bărbați și ea în momentul când îi... S-a așteptat să se întâmple ceva între voi acolo, ceva, o scăldușcă, o treabă între voi așa, adică nu face panorama la recepție, la... No, păi aflau familiile, aflau, no, no, nu. Nu face o scandal, nu face panorama, să chemi poliția, să chemi recepție. Nu se riscau ei să facă așa ceva. De ce? Nu, aflau familiile, aflau, nu. Plus că cei de la hotel mă cunoșteau, știau care-i treaba, ce combinație aveam și nu, nu. Mai eram și o drăguță cu ei câteodată, nu, nu se punea problema. Le era foarte frică de pești, că nu, ei sunt foarte șocați când aud așa ceva, nu. De proxeneți aceia care... Da, 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 nu, le e foarte frică de pești. Ai cineva care se ocupă de tine? Nu, nu, eu singură, dau ceva la firma acolo și firma mă ajută și îmi vinde ponturi, da. Îmi dă ponturi firma și eu mă duc la hotel și rezolv problema. Nu ești angajat la firma cei din întâlniri? Nu, nu, nu. Sunt doar colaboratoare. Le dai ceva, o sumă? Da, 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 exact, exact. Ai intrat de mai multe ori în hotel acolo? M-am fost de mai multe ori într-un hotel, mă cunoaște acolo toată lumea. De la recepție, de la... nu-i problemă. Dar știu eu ce se întâmplă? Știu doar că mă întâlnesc cu ei, cu străini, cu... Dar nu știau ei ce fac eu. Și cum să iau legătura cu băietul? Eu am numărul lui de telefon, că a rămas, când fac rost de bani, să-i dau banii înapoi, ca să scap de el, să nu mă mai urmărească. Banii care i-ai luat tu? Banii din seara aceea, când m-a urmărit el. Câți bani ai să-i dai? 500 de euro. Banii ăștia i-ai cerut lui? Da, în seara aceea. Dar el este din București sau de unde? Nu, nu, e din Craiova. Păi și cum el te urmărește dacă e din Craiova și tu stai la București? Da, da, lucrează la o firmă și vine foarte des în București. Îi asigură firma cazare și l-am tot amânat că îi dau banii și el mă tot urmărește. Și ce ți-a făcut? Mi-a luat mâna, mi-a pus-o la spate, m-a băgat într-o mașină și a zis că să-i dau bani, dar eu n-aveam niciun ban la mine atunci. Și te-a bătut? Mi-a tras una, așa. Și data viitoare a zis că o să fie mai rău. Și de asta eu vreau să scap de el, nu mai vreau să am probleme cu el. Îl sun eu și spun că mă întâlnesc cu el să-i dau banii și îl rezolv tu. Te-ai gândit la un preț? Adică ce... Și dacă eu te rezolv ca să nu mai ai probleme cu băiatul ăsta? Dacă mă rezolv, tu îmi spui prețul și eu ți-l dau. Ai putea să vii să-mi aduci niște bani, niște bănuți? Păi cât să-ți aduc? 150 de euro. 5 milioane e bine? Bine. E bine? Da. Păi și cum facem? Unde ne întâlnim? Putea să vin seara asta? Da, dar mai târziu. Pe cât e acum? 10? Pe la 1:30 așa? În noaptea asta poți? Adică... În noaptea asta, da. Tu prin ce zonă stai? Eu stau prin centru. Unde în centru? În militari. Păi ce, militari e centru? Păi cum, nu-i centru, nu-i trece autostradă pe aici, adică să iese pe drumul de autostradă. Pe... Da, nu e centru. Și unde militari? Unde? Puteți să vii până la mine? Da, o să fie cam greu, că trebuie să vin cu taxiul, dar zi-mi tu unde să ne vedem. Poți să urci până sus sau? Nu, 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 mă grăbesc, că e târziu deja și nu... Stabilim un loc, ne întâlnim, îți dau banii și eu o să mai vin cu două fete și de asta nu vreau să întârzi foarte mult. Tu vii cu două fete? Da. El este tot așa ca tine? Nu sunt ca mine, nu. Dar n-ai putea să-mi aduci și mie o fată în noaptea asta? Renunț la preț, la 5 milioane care mi le dai, tu deci dacă tu... Nu, nu, că fetele sunt cu minți, nu, 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 nu. Tu dacă vii, vii cu ele, cu taxiul? Da, da, da. Să nu întârzi, că nu vreau să întârzi, că nu pot să pierd timpul. Dacă tu vii acolo cu taxiul pe la 1:30,
Da. Unde? În militari. În militari? La MEC. La MEC. Înspre autostradă. Da, la ieșirii din București. Așa, am înțeles. Ne întâlnim în parcare la MEC acolo. În jur de 1:30. În jur de 1:30. Dar să nu întârzi, te rog. Nu întârzi și vă duc eu cu mașină. Nu, că o să fiu cu taxiul, nu. Măi, nu, fată, eu vă duc cu mașina și mai grăim pe drum. Așa. Eu vă duc cu mașina că am treabă, deci am treabă până la universitate. Și după aceea pot să vă duc, adică vă duc mai întâi pe voi. Eu asta zic, să le ieși taxiul, mă aștepți în parcare și după aceea vă duc eu. Păi este plăcerea mea să vă duc cu mașina eu. Da. La 1:30, 2 fără un sfert în noaptea asta. Ne vedem acolo, ea, da? Da, da. Să nu întârzi. Nu întârzi, fată. Bine atunci. Bine. Che bella quale sa e la radio su ti su de noaptea nene abuzdu te păcălăște și te amețăști o țară întreagă poi te ur mărești.
Alo? Bună! Să rămână. Cine e? Un admirator de-a tău. Pe nume? Adrian. Poți să vorbești? Poți să vorbesc, dar care, Adrian? Mergi prin bambu? Merg și prin bambu, de ce sunt? Păi de acolo te știu, din bambu. Din bambu și cum arăți? Cine? Tu, cum arăți? Poate îmi dau seama așa, că după nume nu-mi dau seama. Sunt fotbalist. Fotbalist? Cristian. Da. Adrian. Ce faci? Ce să fac, bine. Dar știi unde joc, la ce echipă joc eu, nu? Da, normal că știu, cum să nu știu. Ce fată nu știe unde joacă Criste. La Dinamo, normal. Tu cu ce echipă ții? Cu Dinamo. Sunt fana ta și să nu țin cu Dinamo, asta era chiar culme. Hai că mă aburești acum, că ești... E, nu te aburești, dar pe bune, că sunt fana ta de mult timp. Și te-am mai văzut și pe acolo, dar mi-a fost așa rușine să intru în vorbă cu tine. De unde e numărul meu de telefon? Am făcut rost, nu e mare lucru, am făcut rost la fete de acolo. Da, păi și ele mai au câteva din ele tot așa au iubiți din fotbal. De ce mai sunați? Păi te-am sunat așa că v-am zis cu tine, știi? Dar ce frumos vorbești, ce vorba ai așa. Da, eu sunt de la Iași, adică... De la Iași, moldovean. Moldovean, îmi plac moldoveni, cum vorbesc așa accentul. Chiar sunt efaioși, ăsta e farmecul vostru, când vorbiți, da. Chiar vă faceți plăcut. Tu mă știi bine pe mine? Te știu așa, că arăți bine și că ești frumos. Mersi mult. Da, așa e, nu, chiar nu fac complimente gratuite, chiar așa e. Tu ești singur sau ai pe cineva? Da, am așa pe cineva, dar nu e ceva, să zic așa, oficial. Da, am așa o relație. Nu suntem căsătoriți încă. Că am văzut că vii destul de des, adică prin bambu. Da, el e mai mult plecat și eu ies cu fetele cam în fiecare săptămână, ies cu prietenele mele. Sâmbăta, mai ales în fiecare seară suntem acolo. Îndrăznesc prea mult dacă îți cer să ne întâlnim? Nu, îți dai seama, chiar vroiam, îmi doream lucrul ăsta, dar nu știam cum să fac. Hai să ne vedem, dar să mă gândesc cam când aș putea să fie și el plecat, ca să nu... își dă seama că dacă e acasă în țară, poate să-și dea seama. El se ocupă cu mare afacerile lui, e mai mult plecat din țară, China, Japonia. E ușor să ne vedem, nu trebuie să mă feresc sau... Dacă el e plecat mai mereu, nu mi-e greu să ne întâlnim. Ah, dar el știe că tu ești în discotecă, în bambu? Da, știe că ești cu prietenele mele mereu. Ce să fac? Dacă el e mai mult plecat, ce să fac? Să stau închis în casă? Nu, normal să ieși eu, să mă distrez, eu sunt tânără, sunt frumoasă. Altă treabă ce am decât să mă duc la salon, să mă duc la club, la unghii, la sală. Da. Am și o grijă de mine. Tu muncești undeva? Nu muncesc, ce trebuie să muncesc? N-are el destui bani, nu se duce și aleargă, că doar de asta e bărbat, să ai de grijă să mă întrețină, să... Din loc de unde ești? Din București, din capitală, de aici. Tu de Paște acum ești cu el, nu? Sau? Da, suntem împreună, e în țară de Paște. Facem și noi, na, împreună. Dacă ne vedem weekendul viitor, că el pleacă, poate ne întâlnim, ieșim undeva, eu sunt liberă, dacă vrei să plecăm și din oraș, putem să mergem undeva la munte, să nu ne vadă nimeni. Vrei să plecăm din oraș? Eu așa mă gândeam, că în București nici nu poți să faci nimic. Dacă... Cum? În București, mai ales că tu ești fotbalist, ești vedetă, imediat te vede lumea. Tu zici să plecăm undeva? Undeva, mai retras, așa, să nu ne vadă nimeni. Uite, mă gândeam la următoarea fază, adică dacă tot ești liber weekendul ăla, poate plecăm din țară, zic eu. Ai putea să pleci din țară? Da, dar face mult timp și sau am putea cu avionul. Păi cu avionul, doar nu cu mașină. Da, dar mie mi-e cam frică să merg cu avionul. Mi-e frică, așa, n-am mai fost niciodată și nu știu cum e. Nu pățești nimic, că toată lumea zboară cu, știi, că sunt mai multe șanse să pățești accident cu mașina decât cu avionul. Păi da, dar cu mașina ești pe pământ, așa, cu avionul. Hai mă, nu-i problemă acum. Da, hai că o fac și pe asta, trebuie să zbor odată și odată să văd cum e. Și unde vrei să mergem, în ce țară? Ai vrea, adică nu ai nicio reținere să mergi cu mine sau... Nu, adică ce mi-e că mă urc în mașină și fac 2 ore până la Brașov sau în avion și fac 2 ore până în Franța, tot aia e, nu? Sau în Italia, oriunde, unde zici tu? Bănuiesc că tu ai mai fost și știi cum sunt hotelurile pe acolo, poate îți place vreunul mai mult. Da, ok, bun, hai te sunăm mai târziu atunci. Hai sună-mă tu să vedem unde mergem. Ok. Bine, aștept să mă suni. Da. Da? Bună! Bună! Tot Adrian sunt. Bună, Adrian. Uite, de exemplu, am putea pleca pe data de 8 aprilie. Pe 8 aprilie. El e plecat atunci? Da, păi la asta mă gândeam. La Viena e ok? Viena? Îți place ție acolo? Da, până la urmă, dacă vrei, mergem și la Viena, că nu știu cât de mult o să ieșim noi din hotel, așa că putem să mergem și acolo. De ce să nu ieșim din hotel? Păi și noi să ne cunoaștem mai bine. Tu nu poți să bei bănuiesc că ești cu...
pasportul, n-ai voie, și așa ieșim la sub la ceva și până ne întoarcem și stăm în cameră la hotel. Cum facem cu biletele de avion? Îți iei tu singur biletul și eu iau biletul meu? Nu, ia-le tu pe amândouă și stau eu banii pe biletul meu. Plătesc eu totul, nu e nicio problemă. Bine, dacă insiști. Și vrei să luăm două camere? Mai merge cineva cu noi? Să luăm două camere? Păi luăm o singură cameră atunci dacă mergem doar noi. Credeam că vrei să mai vină cineva cu noi, un prieten de-al tău, ceva cu cineva. Nu, nu. Nu, păi atunci una singură, ce rost are să luăm două camere? Mă mai dau naibii la tine seara. Da. Nu e o problemă. Odată ce am hotărât să mergem doar noi doi undeva, mă gândesc la toate variantele. N-am o problemă. Nu sunt genul de persoană care doar să vorbesc, să te aburesc și pe urmă să o las baltă. Nu. Odată ce am hotărât să mergem, mergem până la capăt împreună. Ți-am zis că îmi place de tine. De când te-am văzut prima dată în Bambu, mi-ai plăcut și stai liniștit că nu mergem degeaba până acolo. Ești bărbat, nu am de ce să mă supăr. Bineînțeles, așa facem. Auzi, dar acolo în cameră avem și... Avem și noi acolo jacuzzi, ceva. Nu știu, vrei ceva mai special? Da, 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 dacă e să cauți un hotel din ăsta așa, mai facem și noi o băiță acolo. A, ceva cu spa, cu de-astea. Da, 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 cu saună, spa, să ne relaxăm, că bănuiesc că și tu ai nevoie de relaxare și eu. Auzi, da, dacă eu mai iau un prieten cu mine, tu ai mai putea să mai iau o fată cu tine? Să nu fim singuri noi. Da, eu am multe prieteni, ți-am zis că mergem, am un grup mare de prieteni cu care mergem la Bambu acolo. Poți să iau una din fete. Pe cine vrei să iei? Coleg de-al tău, fotbalist? Nu, eu cunoști, e un prieten de-a mea foarte bun, e tot... Nu ești fotbalist. Nu. Vrei e frumos, arată bine, nu? Cum e? S-ar putea să știi. Cum îl cheamă? Tot din Iași, ca mine. Lucrează la radio, la Radio Zoo, Daniel Buzdugan. Îl știi? Da, îl știu. Dar crezi că e bine să luăm, noi vrem să ne ferim și luăm pe Buzdugan ăsta cu noi? Mie cam teamă. De ce? Păi mi-e teamă, nu... Da, eu sunt prieten cu el, ne știm, că suntem în același oraș. Da, da, prieten, dar n-ai văzut când e vorba de vreo știre, de ceva, nu mai e nimeni prieten cu nimeni. Îți inspiră ție neîncredere? Nu am încredere în băiatul ăla. Știu cu ce se ocupă și chiar nu am încredere în el. A, nu ți inspiră încredere? Deloc. Chiar nu vreau să risc să afle cineva unde am fost noi și ce am făcut. Într-o zi îi vine să vorbească de asta. O bârfă mică acolo nu strică. Nu, eu zic să te gândești mai bine la altcineva, alt prieten nu ai. Chiar trebuie să-l iei pe el. Un coleg de-al tău, un fotbalist. Mai bine. De ce insiști atâta Buzdugan, din câți colegi ai fotbaliști Buzdugan? Dă-l în ăsta pe Buzdugan. Gândește-l și tu la altcineva. Un fotbalist. Stai puțin să mai zic ceva în final, da? Da, notează-ți acolo. Da, stai așa să iau un pic. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo, a fost o farsă. Care-i faza? Tu râzi de mine acum? Nu râd de tine. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo, a fost o farsă propusă chiar de prietenul tău. Ce stâmpit. Bună ziua, de la penitenciarul de maximă siguranță din Zlatul Naia, județul Botoșani, agent principal Twin Peaks sunt. Doamnă, facem o acțiune pentru sensibilizarea deținuților și cu ocazia de 8 martie vă rog eu frumos să vorbiți cu un, vă fac legătura, vă dau cu un deținut să vă spună ceva, un pușcăriaș de aici, da? Un sfat bun. Doamne, dar eu și eu. A? Și eu. Bună seara, doamnă. Bună seara. Sunt pușcăriașul 007 și vreau să vă recit niște versuri, doamnă. Și versuri anume, da și... De ziua ta, mămico, în dar ți-am adus inima. Și crede-mă, mămico, un dar mai frumos nu se putea. Să trăiești și nehi, să te duci frumos la familia dunia ta, de unde ești, să chii sănătos. Vorbește mai tare acum cu șeful pușcării. Ia să vedem ce-mi spune el. Zici să mă elibereze, că ți-am făcut o impresie bună. Da, păi eu te știu. Zici mă tale că mă cunoști, că m-ai văzut, că mă... Dar de unde te cunoști, că nici nu te știu de unde ești, nici nică. Eu nu știu de unde ești, eu sunt de iepureni, de huș, de unde știu eu de unde ești. Zici mă tale că m-ai văzut, că mă cunoști. Eu nu pot vorbi prostii, mamă. Ei, uite, ți-l dau o leac, stai. Bine, Daniel, dar eu nu pot vorbi prostii. Tot agent principal Twin Peaks, am înțeles că îl cunoașteți. Nu, mamă, nu. Cum nu? Minte el. Oare? Dacă spun. Vai, eu nu cunosc pe nimeni, nu cunosc pe nimeni. O minte el? Minte?
Minți-ai, minți! Au! Minți-ai! Au, nu mă bate, nu mă bate! Minți! Nu mă bate, băi! Domne, nu-l bate, domne, nu-l bate, domne, nu-l bate! Lasă, dacă așa îl duce capul, dar eu nu cunosc pe nimeni! Aha, dar v-a făcut o impresie bună? Da, mi-a făcut o impresie bună, că să zic că-l cunosc, dar eu nu pot vorbi prostii! Așa o zis el? Da! Para mamei lui, na, ui, na! Nu mă bate, ne! Lasă-l, domne, lasă-l, dă-i pași! Dă-i pași! Mama, ai zis să nu mă bate! Da, eu ai zis să nu te bate! Lasă-l, domne, dă-i pași! Vai, leu, vai, leu! Dă-i pași, domne, lasă-l, dă-i pași! Doamne, maica, domnule! Mama, omoară, mama, e asta! Eu ce să mă fac? Ce să mă fac? De ce ai ajuns acolo? De ce n-ai fost om liniștit? Zeli, zeli, mamaie, că așa le zic și eu, tătezoa, ia să... De ce ai ajuns acolo? N-ai ajuns de bine acolo. Stai că ți-l dau acum, mamaie. Nu i-am mai dat, nu i-am mai dat, gata, sănătate. Nu i-am mai dat, nu i-am mai dat, gata, sănătate. Alo? Da. Mamaie, m-a bătut, mamaie. Ce să-ți fac eu? Ce să-ți fac eu? Mă curăși undeva? De ce mă mai pus, l-ai pus să mă bat? De nu l-am pus să bat, eu te-am spus că spui că să spun eu că te cunosc. Eu de unde te cunosc? Tu te bea sărătă, să mă bărâi la cap, că nu știu să fac. Vă, cam e cu lacrimi. Eu nu-l cunosc, domne. De unde să mă știe el pe mine? Eu din satul e prieten de huș. De unde mă știe el pe mine? Matali, cred că cam umbli cu părul între ochi, Matali. Eu cred că Matali îl cunoști. Domne, da, dumne, ta crezi eu să proasă sau cum eu? Dar de unde mă cunoști? Am treabă cum mă cheamă sau cine eu? Mamai. Da. A fost o farsă de la radio. Ha, dar sunteți la de unde mă cunoști pe mine? Mă mai sărați că nu știu ce vă fac, vă dau telefon la huș. Cu de ce mă căzut pe mine la ora asta? La, ce vă faci în bucluc? La mulți ani, mamai, de 8 martie. Lasă-mă cu mulți ani voastre dacă sunteți așa de porci. Bună ziua. Bună ziua. Agent principal Twin Peaks, sunt de la penitenciarul de maximă siguranță din Zlătunaia, județul Botoșani. Cu ocazia de 8 martie facem o sensibilizare a pușcăriașilor și vreau să avem un moment artistic. Să vă dau un pușcăriaș de-a nostru, vorbiți cu el, îi spune un sfat bun. Dacă... Da? Nu-i nimic rău, da. Alo? Da? Să rămâna. Bună seara. La mulți ani, doamnă, cu... La mulți ani. Maria mă cheamă, pe dumneavoastră cum vă cheamă? Pușcăriașul 007. Da. Și cum te cheamă, care ți-e numele? N-am voie de să desconspir, doamne. A, da, n-ai voie. Eu așa, eu ziceam că numele e așa, numai scurt, nu de familie. Eu îmi pare rău că sunteți acolo. Mie îmi pare bine, doamnă, că avem ce mânca, că afară... Știu, știu, dar... Afară e mai greu ca aici. Mai greu, da, este greu. Aveți perfectă dreptate, pensiile sunt mici, le întindem ca pe gumă, cum să spune. Matale, ce ai mâncat azi? Vă spun că am mâncat pâine coaptă și o bucățică de colac, pentru că postesc și... Doamna Matale, știi ce am mâncat eu azi? Da. Am mâncat în felul următor, o ceafă de porc. Ei bine că sunteți mulțumiți de mâncarea care este, dar rugămintea mea, știți care este? Să faceți în așa fel când veți ieși de acolo și să dea bunul Dumnezeu să ieșiți cu bine și cu sănătate. Eu vreau să intru înapoi, doamnă. Nu se poate, mamă. Asta este un lucru. Să-ți găsești de lucru și să muncești dacă cu ești tânăr, poate. Nu este ceva frumos acolo. Mama, eu vreau să intru înapoi în pușcărie, mama. De ce? De ce puiu? Pentru că avem televizoare aici, avem să dă ceafă mama, din porc. Mama, că să dă mâncare, e bine să dă. Dar poți să stai închis așa permanent acolo, nu este bine. Să ieși la libertate și să muncești. Să-ți mulțumesc pentru... Felicitarea care m-ai felicitat astăzi că este 8 martie, că n-am primit de la nimeni decât de la dumneavoastră. Așa a fost să fie. Da, aveți copii? Da, am, dar în tine, mă rog. Copiii, Matale, nu ți-au urat sărbători de 8 martie? Nu, cum să vă zic eu, că iau mobili și de pe mobili nu le convine să dea ei pe fix. Și de asta nu m-au sunat. Asta, eu sunt bucuroasă că sănătoși. Cum am mai ieșit? Nu da telefon, un telefon odată, adică eu din pușcărie îmi permit să vă sun? Da, eu îți mulțumesc, îți mulțumesc. Mult, mult îți mulțumesc, sănătate. Sunt Maria din Iași, da. Niște țigări nu pot să mă ajut să-mi trimis la pușcărie Matale niște țigări? Acum, momentan, nu-ți promit, dar îmi las ceva scris ca să știu la cine să ajung, că așa vin. Nu stau la poarta închisoare acolo. Mamaie, da, vii Matale la mine la pușcărie? Da, și crezi că nu am mai fost? La cine? La oameni străini, m-am mai dus. Nu crezi că nu-i pensia mare, nu am avut salariu. Mare, dar la necaz oamenii nu se lase. Spune-mi... Ce pensie ai, Matale?
302 lei, dar nu-i vorba de pensie, e vorba să-mi spui cum te cheamă. Mamai, dar nu, că din pensia ma tale să vii să-mi iei un pachet de țigări, parcă nu. Ai, cât e un pachet de țigări? Ei, 80 de mii, mamai. 80 de mii vechi, cum ar fi 8 lei, nu? 8 lei, da. A, nu-ți promit că vin de grabă, dar spune-mi cum te cheamă ca să știu, la, sau unitatea, număr, la unii să sun. Un număr de telefon, să-mi dai un reper ceva, cum să vin, ce să întreb? Mamai. Da, puiu. Pe mine mă cheamă Daniel Buzdugan, de la Radio Zoo. A fost o farsă. A fost o farsă, mulțumesc. Mă iertați. Nu, pe noi să ne iertați. V-am sunat să vă zic așa, un 8 martie să aveți fericit. Vă mulțumesc din suflet. Și vă felicit pentru inima mare pe care o aveți. Vă mulțumesc din suflet. M-am dus la lume străină, și un spital, și la pușcărie, și la unde au fost. Nu m-am ferit, că e mică, că e mare, pensie. Am lucrat în... am fost bugetar, femeie de servici la Consiliul Județean și nu-ți prea permiteai așa. Dar eu nu m-am uitat, când e vorba de o năcăjit, eu am întins mâna. Vă mulțumesc din suflet. Bună seara. Sunt de la o agenție de testare a opiniei publice. Aveți câteva minute să vorbiți cu noi? Da, sigur, spuneți. Deloc sunteți de unde? Din Snagov, Tâncăvești. Cum? Județul Ilfov, din județul Ilfov. Facem un sondaj și acest sondaj este răsplătit cu o sumă 50 de euro. Toate persoanele care răspund la acest chestionar primesc 50 de euro. Ah. Da, aveți 18 ani. Da. Am plinit în august, acum pe 5. Prima întrebare. Când ați făcut ultima dată banking? Acum 2 zile. Acum 2 zile. Așa. Faceți banking cu mai mulți oameni? Nu, o persoană. O persoană. Care a fost cel mai trăznit loc unde ați făcut banking? Păi în apă. În la mare. Unde? La mare, în apă. Ziua? În august, pe... 10, parcă. Mă rog, în perioada asta, 10-15. Cu același partener cu care ați făcut acum 2 zile? Da, păi sunt un partener stabil. Contează cu cine faci banking? Da, pentru că fac cu persoana pe care o iubesc și mi se pare normal să ai o relație stabilă ca să întreții relații sexuale sau alte chestii. Mi se pare normal ca să faci dragoste, să ai o relație serioasă, stabilă, nu știu, pe atât de încredere. Adică nu gen ce se unul în cale și gata, faci dragoste cu el. Și dacă ai afla că prietenul tău face self-banking? Așa. Ce ai face? I-aș da papucii, aș într-o relație. Adică i-aș spune să, că nu vom mai fi împreună. Uh-huh. Dar ce părere ai despre băi... De... Am o părere proastă, adică e iurea. Nu înțeleg de ce fac asta și nu știu, adică... Nu înțeleg, adică nu am întâlnit așa persoane care să facă chestia asta și mi se pare aiurea să faci asta. Cunoști termenul de banking, adică a face banking? Da, acest termen banking înseamnă a face dragoste cu mai multe persoane. Cum? Înseamnă a face dragoste cu mai multe persoane. Sau cu una singură. Bun, păi cam atât am avut să te întreb. Și să las vreo... Nu știu, notează numele meu. Așa, spune. Daniel Buzdugan de la Radio Zoo. Foarte tare. Să și dat în direct? Aolo, mi-e rău, nu. Ai făcut vreodată banking? Da, sincer. Nu, normal că nu. Și odată în viață o să faci banking? Nu o să fac. De ce? Pentru că mi se pare aiurea. Se pare aiurea să faci banking? Da. Ar fi aiurea să faci banking cu mai multe persoane? Da, pentru că mi se pare aiurea să faci doar cu persoana pe care o iubești, nu cu alte persoane, gen bolite, prin tranzitele sexuale și alte chestii. Nu mi-ar plăcea, nu mă simt atrasă, nu simt nicio curiozitate, nu știu. Da. Hai. Tare farsă, o seară bună. Te pupa. Bună seara. Suntem de la o companie pentru testarea opiniei publice. Puteți vorbi cu noi? Da. E un sondaj pentru comunitatea plătit de Comunitatea Europeană și persoanele care au amabilitatea de a răspunde la acest sondaj primesc 50 de euro pentru acest sondaj. Din ce localitate? Din județul Argeș. Cunoașteți termenul de banking? Da. Când ați făcut ultima dată banking? Acum un an. Acum un an. Și îmi puteți spune unde s-a întâmplat? Unde ați făcut banking ultima dată, acum un an? În pădure. În pădure? Da. Cu prietena dumneavoastră? Da. De ce tocmai în pădure? Pentru că acolo am vrut.
De acum un an n-ați mai făcut banking? Nu. De ce? N-am vrut. Să mai faceți banking din când în când. Cu cine? Pe mine mă întrebați. Dar care e problema? Când v-ați propus să faceți banking data următoare? Cu cine? E problema mea când vreau. E problema mea când vreau. Cu ce vedete din România v-ar plăcea să faceți banking? Pamela Anderson. Altă întrebare. Nu mai am întrebări. Ți-ți plac băieții? Și fetele. Și băieții și fetele. Și eu, dar eu sunt băiat. Și vrei să ne întâlnim? Ți-ți plac băieții? Dar de ce m-ai sunat? Fac sondajul ăsta de pentru... Lasă vrăjeala. Lasă vrăjeala. E vrăjeala. Dar tu e prietenă. Dar atunci de ce m-ai sunat? Tu de unde ești? Din Pitești. Și atunci de ce te-ai prefăcut cu... Că ești nu știu de la ce serviciu? Mi-era rușine. Lasă vrăjeala. Vrei să ne întâlnim? Și ce facem dacă ne întâlnim? Nu știu. Atât? Îți place să faci banking cu băieți? Ai mai făcut cu băieți? Da, eu fac, în general, fac banking numai cu băieți. Adică, mai concret? Adică fac banking cu ei. Și ce dragoste faci? Cum faci dragoste cu băieții? La prietena ta știe? De ce m-ai sunat? Că vrei să te întâlnești cu mine? Vrei să te întâlnești cu mine? Da. Tu vrei să mă cunoști neapărat? Da. Și ce să facem dacă ne cunoaștem? Pe tine te atrag băieții? Vorbesc cu ei, negociez. Și dacă o face gratuit, ce are? Și în general îmi place la bancă, știi? Adică... Pe bancă, în parc. Dar când? Ziua sau în noaptea? Seara. E mai romantic. Tu ai făcut-o vreodată la bancă? Pe bancă am făcut. Tu? Nu ți-am zis că acolo practic eu banking-ul. Și cu cine o faci de obicei? Cu cei care găsesc la bancă acolo. Sunt bănci speciale pentru așa ceva. Ia auzi, că n-am știut. Mai vină și tu prin Pitești, că în Pitești știi cum e, numai bănci și farmacii. Pe bancă agăți băieții? Cum agăți? Mă duc la ei cu buletinul. Cu buletinul, iau. Dacă vrei tu, vin cu tine. Tu unde ești acum? În curtea de Argeș. N-ai cum să iei un taxi sau să... Nu, dacă plătești tu, iau și taxi. Dar ți-ți plac băieții blonzi sau bruneți? Eu mai am un prieten care e cu mine, știi? Și... Uite, dă-mi la telefon, dă-mi la telefon. Stai un pic. Cristi, salut. Salut, tu cine ești? Cristi sunt. Îmi pare bine. Ți-a povestit, ți-a spus de noi, Iorgu? Păi da, a zis că îi plac băieții. Nu știu ce ți-a spus, ți-a spus cu... A zis că a făcut dragoste cu tine. A, și cum e? Păi da, deci noi suntem vreo 4 băieți care ne întâlnim la bancă. Avem un sistem al nostru, sistem bancar. Tu ce ai făcut cu prietenul? Păi nu ți-am spus că am făcut banking, ți-a povestit? Da, mai vreau mai multe detalii. Păi, noi avem un termen, știi, ca să nu ne citească alții sau așa, noi ne numim bancardier, știi, că stăm pe bancă acolo. Dar îți place de mine? Unul sau doi nu-i nicio problemă. Poftim? Dacă îți mai găsești unul sau doi... Știi, noi nu zicem, să fim desconspirați, noi zicem self-banking. Self-service. Self-service, da. Ne întâlnim și facem, da. Sens, are un prieten de nostru, are o casă în Fundulea, vrem să facem acolo o gașca noastră să ne întâlnim, mai avem niște prieteni pe fundeni care vrem să-i anturăm și pe ei cum ar veni și să facem, vrem să ne facem și pe Facebook, dar ca să ne mascăm, facem o echipă de fotbal, adică trecem noi acolo 11 fundași, știi? Da, ca să nu... ne facem după aia de cap, bine? Da. Bănuiesc că îi selectezi, nu cu oricine te întâlnești. Da, dar știi că sunt, da, stai puțin, hai că a venit Iorgu. Ți-l dau la telefon. Salut. Salut. Cum a fost? A fost bine, dar nu vrei să facem la mare la telefon? Sau facem mai târziu? Cum? Facem mai târziu? Ce să facem? Treaba aia, știi tu. Ah, self-banking. Self-banking, da. Vrei să facem self-banking acum? Da. Hai, începe tu. Începe tu, da. Faci acum tu self-banking? Da. Da, e bine. Îmi place. Îți place? Da. Mult? Da. Ce simți? Ce să simt? Plăcere. Dar hai că facem mai târziu, bine? Cum? Facem mai târziu. De ce? Hai că nu pot acum, uite, am ceva treabă. Da, nu pot acum. Auzi? Da. Buzdugan sunt, a fost o farsă. Lasă vrăjeala. Lasă vrăjeala. Ai grijă că încurci dacă te dau la poliție. Nu mă dau la poliție. Alo? Alo, da? Bună seara! Bună seara! Aveți porci de vânzare? Porci mari vreți?
Da. Câte bucăți ați dori? Două. Două. S-ar putea să mai avem. Cât? De unde sunteți? De la țară suntem, doamnă, și vrem să mâncăm și noi ceva de porc. Sunteți de la țară, de unde? Suntem de pe lângă Târgoviștea. Da. Când îi vreți? În seara asta. În seara asta, nu se poate. De ce, dorm? Da, dorm. Păi treziți, spuneați că uite au venit niște oameni să vă iei acasă la ei. Da. Cât e kilogramul, domn? 9 lei kilogramul. Asta este așa, la prima strigare, dar negociabil cât? Nu este că suntem fermă, nu avem ce negocia. Ăsta e prețul. Sunteți fermă? Dar doar nu sunteți fermă Dolce și Cabana, unde nu se poate negocia. Sunteți fermă care faceți și vreți... Negoț. Nu facem negoț ca matale. Matale faci negoț. Păi facem negoț noi cu oale, cu ceaune... Păi cu... știu. Fetele la noi trebuie să fie plătite, să nu fumează, să nu bea... Da. Alo? Da. Bună seara. Să trăiți. Cu porcu. Da, spuneți. Cu porcu. Da, spuneți. Care-i treaba cu porcu? Păi cu porcu, am trei porci să vând. Trei porci, cât îți dau pe ei? Păi cât? Am două bucăți la 100 de kilograme și unul la 130. Maxim câte kilograme? Toate? Da. Masa musculară, cât? Masa musculară, deci vine vreo 330 de kilograme toți trei. 330 de kilograme, da? Da. Și având în vedere că ei mai intră la apă când se taie, deci ar fi câte kilograme? Păi 330 ori 7. Ori ce? Ori 7 lei kilograme. Păi, matale, nu poți să-mi vinzi mie 330 de kilograme, că în momentul când porcul se taie, mai intră la apă din el. Adică sunt lucrurile perisabile care se pierd în urma... Păi dacă eu ți-l dau în viu cu 7 lei kilogramul, deci în viu, păi da, vorbim în viu, nu tăiat. Păi în viu, dar după ce... Păi după ce îl tai ce? Rămâne mult mai puțin, nu rămâne întreaga cantitate. Păi n-auzi, domnule, că eu nu dau de ștăiat, îl dau la kilogram. Așa, și de la, de la 7 kilogram, 7 lei pe kilogram, cât mai poți să leși? Nu mai poți să lași nimic. Păi ăsta e prețul, că puteam să cer 10 lei, ca să poți să lași. Nu poți să mai lași nimic. Deci stai așa să fac un calcul. 330. 330 de kilograme, da. Ori 7, egal. Ori 7. Cât egal? Vreo 23 de milioane. 23 de milioane. Da. 18 milioane și îți iau tot porcii. Nu pot. De ce? Păi n-auzi, domnule, deci ăsta e ultimul preț. Așa ceream 10 lei pe kilogram și îți lăsam. Ăsta e ultimul preț. Păi ultimul și n-ai negociat nimic cu mine. Păi dar nu pot să negociez, că vă spui de ce. Eu nu pot să cumpăr ceva ce nu negociez. Mă înțelegi? Că matale puteai să-mi ceri 1100... Da. Și-mi lăsai la 80, era, cum să zic, de negociat. Păi, da, 7 lei și tot acolo ajungeam. Băi, nu ajungeam, că n-am negociat nimic acum tale. Adică n-am satisfacția că am obținut ce am vrut eu. Mă înțelegi? Asta păi, e, deci, nu te supăra pe mine. Nu, păi de ce să mă supăr? Nu, hai să facem altfel. Te mai sun încă o dată și spui că costă 100 de mii. A, gata, ca să negociem. Să mor eu dacă nu-ți cumpăr, da? Da, mare șef. Bine, hai că te sun încă o dată. Haide. Nu te supăra pe mine. Nu mă supără. Bine, hai facem așa. Haide. Hai, chide telefonul că te sun acum. Bine. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Aveți porți de vânzare? Avem, mare șef, avem. Trei bucăți. Trei bucăți. Trei bucăți. Câte kilograme? Două bucăți la 100 și una la 130. Așa, și câte kilogramul? 10 lei, șef. Cât? 10 lei kilogramul. Aoleu, este scump. Păi atunci negociem dacă mi se pare scump. Bun, cât? Vă las la 8 lei kilogramul. 8 lei? Da. Nu-i cam ieftin? Așa mi se pare și mie că e ieftin, să știi, mata. Îmi vinzi tăți porcii cu 8 lei? Da, kilogramul. Deci câte milioane ar veni să-ți dau? Vreo 26 de milioane. Bine! 26 de milioane? Da. Bine! Cum facem să vin să iau porcii? Cum să facem? Vin la comuna Lunca Corbului, în satul Pădureți. Da? Și de cine întreb? Iulica lui Deiciu. A lui Deiciu? Da. Matale, fii atent. Da. O să vină mâine cineva să te cheme.
Da? Care răspunde, deci eu o să vin personal și o să mă legitimez cu numele de Daniel Buzdugan de la Radio Zul și a fost o farsă. Băi, perfiu al dragul, mi s-a părut cunoscut. Mi s-a părut vocea de o necunoscută, totuși. Foarte frumos că ați intrat în joc, așa, la negocieri, la alea. Da, am intrat. Vedeți că guvernul Boc vrea să vă ia în echipa de discuție cu FMI-ul, să negociați acolo. Da, sunt... am crezut că e ceva de genul ăsta, un puișor de țigan și zic, hai să-i fac plăcerea omului. Că... Cum? Să nu se supere. Ce ați crezut? Credeam că, cum ați vorbit dumneavoastră, am crezut că e vreun rom, vreun țigan. Și am zis să-i fac omului plăcerea, zic, hai să intru în joc acum, să nu se supere omul. Tot după internet, asta sau a făcut-o cineva? Nu, de pe internet am făcut-o. Am mâncat, da. Foarte multe, mai bine. Bine, mersi mult, sărbători fericite. Să trăiți. Să trăiți. Bună seara. Bună. Eu sono d'Italia. Da, și ce vrei? România? Da. Eu o întrebare per te. De ce voi, țiganii, rumeni, veniți în România, dați în cap e furați? Nu pună, dar cine a zis? Vedeți la știri, la televizor. Da? Sunt din Italia? Si. Da, și ce crezi, dacă un țigan dă în cap, toți țiganii dă în cap. Nu toți la fel, așa ceva. E voi în România, acolo, din ce trăiți? A? Din ce trăiți? În trăim, avem casă, avem bani, avem tot ce ne trebuie. Ce munciți voi în România? Ce afaceri, facem afaceri mari. Cu țavă, cu tablă, cu marfă, cu... Da, cum te cheamă? Giovanni? Si. Dar înțelegi bine, văd românește-i. Dar ce afaceri cu pe matalei? Materiale, construcțiune. Aha. Și nu vrea să vii la noi în vizită, să vezi și tu vilele noastre care avem. Aveți vile? Da, ca la palat. Avem vile ca la palat. Foarte mișto noi trăim. Ce mașini aveți voi? Am Mercedes, am Meleva, am Tovareg, am de toate felurile. Am Mercedes, am Tovareg. Am Eleganță, am Passat, am ce vrei muștii tăi. Din ce bani? De ce bani? Cu afaceri. Lucrez cu români, fac afaceri cu români și îmi dă bani. Tu nu furare? Da, nu fur. Cum să fur? Eu fur la... Cum să fur eu? Eu lucrez cu statul, nu fur. Cum? Eu lucrez cu statul. Îi dau ce vrea mușchii mie și îmi dă bani. Fac afaceri. Auzi, domnul? Ai un număr de telefon? Îmi dai și mie numărul tău, ca să te mai sun, să facem prieteni. E tu căsătorită? Nu sunt. E, cuánto ani ai tu? 20. Tu câți ani ai? Eu am 30 ani. A, așa-mi place mie, bărbați mai în vârstă. E, ce școală ai tu? Cât clasă am eu? 8 clasă. Facultate ai? Am. Ce facultate? Am tot, de toate... Fac cu toți lei. Am de toate, ia dă-mă număr de telefon al matalei. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Maria. Ce profesie ai? Medicina. Adică? Adică fac medicina. Doctoriță. Ce medicina? Pentru copii, în consultație de copii mici. Cum? Consultație de copii mici. Poți să cânt în italiană per te, acum? Da, cântă. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore. Cânt frumos, ai voce frumoasă. Cantata e tu acum per me. Dar nu știu să cânt. Cunoști manele? Manele. Te uiți tu pe manele ăștia, Guță, Puștul Liviu ăla. Dar cum te cheamă? Giovanni, auzi Giovanni. Dar ai cum să-mi trimiți și mie niște bani? Ca să vin și eu acolo în Italia. Unde să te găsesc? La Roma. La Roman? Și ai casă frumoasă? Da, înțeles. Unde locuiesc eu? La Roma, știu, dincolo de Italia. Auzi? Și ai casă? Ești însurat? No. Vin și eu acolo la tine, mă primești? Vin și eu acolo să mă distrez cu tine. Dar n-am bani să ajung. Îmi trimiți dumneavoastră? Câți bani? 3.000 de euro. E, câți bani? 3.000 de euro. Ca să-mi lăsu la familia mea. Tu nu ai bani? Apoi nu mai am bani, că pentru că le-am lăsat, am cheltuit. Amen. Ca să vin și eu acolo după matar, când place oșa ta.
Îmi place de matalei. Dar tu n-ai spus că e doctorița? Știu, da, sunt doctoriță. Dar n-ai bani dacă ești doctorița? Da, dar am cheltuit. Dar ai spus că ai afaceri cu țeavă, cu tablă, cu... Fac, dar am cecuri mai mult și mai îmi trimite și mea oameni, dar am acum le-am băgat în afaceri mari. Și vreau să vin mai repede acolo, la Roman. Să vin la dumneavoastră acolo, mai repede. La tine, la Roman. Da, să vin după matalei. Tu nu câștigi ca doctorița? Da, dar le bag la sărași, mai înjur și eu pe sărași. Tu cunoști Daniel Buzdugan? Da, cunosc foarte bine, stă la București. Dar cine e asta? El era în Iași, dar acum s-a mutat la București. Ce face el acolo? Ce face el acolo? El face civilizune, face bancuri, face civilizune. Da, la civilizune. Daniel Buzdugan, a fost o farsă! A, mă, tale ești? Da, unde ești? I-am crezut că e un italian, am vrut să-l flaierez. Cum? Am crezut că e un italian. Sunt râșiv de el. Vreau să râd de el. Să treacă domnul Buzdugan. Domnul Buzdugan? Da. Vreau să fac și eu legătură cu Mircea Radu. Cum să dau de el? Cu Mircea Radu. Vreau să trimit o scrisoare. De ce? La Curumbeanu. La? La Curumbeanu, Inimel Curumbeanu. La cine? La Inimel Curumbeanu. Așa, de ce? Ca să-mi botează fetița. Da, și nu știu cum să dau de el, n-am număr de telefon. Am vorbit cu el, dar am pierdut numărul de telefon. Cine vrei să-ți boteze fetița? Inimel Curumbeanu. Cum? Inimel Curumbeanu. Auzi, poți să-mi dai numărul tău de telefon? Bine, pa! Sunt Daniel Buzdugan și te aștept la adresa farsearondradio21.ro. Radio 21. Da. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Domnișoara Iolanda? Da! Doctorul cu sunt. Bună ziua, domnul doctor! Spuneți! V-am sunat să vă întreb o chestiune. Spuneți! E o chestiune mai delicată și vreau să fiți foarte sinceră cu mine. Ați avut luna trecută gărzi de noapte? Da, am avut. Și îl cunoașteți pe un anume Ciprian? Mi-a fost pacient, da, dacă mi-aduc bine aminte. E un băiat tânăr care a stat în spital la noi internat. În calitate de pacient, da, îl știu. Și ați mai avut și altă calitate față de el? Despre ce vorbiți? Dacă ați mai avut și altă legătură cu acest băiat? Nu am mai avut. Îl cunoșteați dinainte de a se interna în spital? Nu, eu nu știu mai mult decât atât. A fost internat, am avut grijă de el și atât. Avem o reclamație de la un pacient... Un alt pacient care mi-a zis niște lucruri mai puțin plăcute. Sunteți căsătorită din câte știu eu? Da, de un an de zile sunt căsătorită. Aha. Dar spuneți, vă rog, ce aveți de zis? Păi, eu am înțeles că ați avut o relație nepotrivită cu acest pacient al nostru, ceea ce este deosebit de grav. Doamne ferește, dar păi, niciodată n-am făcut lucruri din astea eu. Păi, e o reclamație din partea unui pacient care știa lucrul ăsta. Dar ce pacient? A fost pe salon cu el, deci un pacient care a fost pe salon cu acest băiat despre care e vorba. Despre... Vă spun sincer că nu s-a întâmplat nimic. Urmează să facem disponibilizări și crede-mă. Da, eu țin mult la... Slujba asta și nu... Între a fi șomeră și a fi un medic de succes, stă semnătura mea, da? Deci... Știu asta, domnul doctor. Eu mă ocup personal, da? Eu te dau afară din spital. Dacă tu nu îmi recunoști treaba asta și îmi spui exact ce s-a întâmplat, voi face toate demersurile pentru a fi aruncată din spital. Eu am înțeles că tu ai mai fost anul trecut cu un doctor de la noi din spital. Da, am fost câteva luni cu domnul doctor Cristian. Aha. Asta înainte să fiu căsătorită, deci nu avea nicio treabă, nicio legătură. Am informații de la colegii asistente că vă închideați în timpul gărzii în cabinet la el și se întâmplau lucruri pe acolo. Cum să vă zic? Domnul doctor, dar mi-e jenă să vă recunosc dumneavoastră așa ceva. Cum să vă zic? Că aveți dreptate, că am făcut așa? Vă dați seama, mi-e și mie rușine. Ce să zic, acum nu aș mai face. Îți recunoști vina? Da, acum a recunoscut. Bun, și cu pacientul Ciprian, cum a fost? Domnul doctor, spuneți-mi altceva, să vă, nu știu, pedepsiți-mă într-un fel, dar nu-mi luați nici slujba. Vă rog mult. Tu recunoaște mie, eu sunt sigur de anumite chestiuni, da? Nu mă înșel, da? Și a venit omul respectiv la noi, mai avem și mărturia unei colegi asistente care mi-a zis că a lipsit... un timp la gardă, că erai toată ziua bot în bot cu... Cine? Îmi puteți spune? Cineva din spital mi-a povestit despre tine, da? Deci cineva din spital mi-a spus că da, tu cu Ciprian, cu acest Ciprian,
ai avut o altfel de relație decât cu ceilalți pacienți. Și mai mult, bolnavul respectiv a venit și mi-a povestit că v-a surprins în timp ce erai cu acest pacient al nostru. Deci nu mă interesează, e problema ta, dar dacă tu nu îmi recunoști în momentul ăsta, deci între a fi un medic de succes și a fi șomeră, stă semnătura mea. Știu asta, domnul doctor. Și îmi pare rău, na, ce să zic. Oricum, dacă se află în afară de faptul că nu o să mai am servici, îmi pierd și soțul și mi s-ar întâmpla un lucru foarte greu. Vă rog frumos să mă înțelegeți. Tu ai avut relații cu pacientul în spital la noi? Recunoaște. Nu, da, gândește-te. Da, am avut într-o seară. Deci s-a întâmplat în spital? Doar într-una din seri. Și în spital? Da, în spital. Acolo, în salon. Și tu cum te simți în momentul ăsta? Adică, sau, nu știu, atunci, nu... Penibil, vă dați seama, jenant. N-am cuvinte. Mi-e rușine, în primul rând, de dumneavoastră, care îmi sunteți superior și ați aflat așa ceva și trebuie să discutăm astfel de lucruri. Ești fata spitalului sau... Adică vine orice pacient sau unul mai drăguț și... Nu vorbiți chiar așa, nu sunt așa. A fost un moment, nu știu ce a fost cu mine. Nu am control pe ce am făcut atunci. A fost un tip cu care am vorbit mai multe, mi s-a părut de treabă. Aveam și eu probleme în căsnicie în perioada aia și îmi pare foarte rău, vă dați seama. Acum spuneți dumneavoastră ce să fac. Dar unde s-a întâmplat treaba asta? Acolo, în salon, pe patul pacientului. Nu mai era nimeni? Mai era un pacient mai bătrân, dar dormea chiar și sfărăia la un moment dat și am zis că nu aude. Nu m-am gândit atunci, am zis că o să întâmple repede și... Da, e foarte urât. A fost doar nevoia momentului și acum aș da orice să dau timp înapoi să nu mai fac lucrul ăsta așa urât și jenant. Eu nu sunt o femeie ușoară, nu fac asta la ordinea zilei. Poate că asta v-am lăsat impresia și mai ales la ce lucru jenant s-a întâmplat. Nu sunt așa, eu am avut niște probleme atunci și a trebuit să mă descarc. Și am vorbit cu băiatul acela, era de treabă, așa părea, și m-a ascultat. Era și simpatic, eu aveam probleme de căsnicie, bărbații, mă rog, și acum le avem. Mai bine nu mă găsătoream, bărbații mi s-a luat și bea. Am găsit și eu un refugiu în seara aia. Și să-mi spune și mie, o să mă dați afară în urma ce s-a întâmplat? Depinde de tine problema asta. Depinde de tine. Nu știu ce gânduri ai tu, nu știu ce vrei tu să urmezi. Păi dumneavoastră, eu aștept să-mi spuneți dumneavoastră ce să fac. Mi-a spus că dacă vă recunosc e mai bine, că o să fie mult mai bine. Eu nu vreau să-mi pierd locul de muncă. Tu de când timp ești la noi în spital? De 2 ani. Tu de 2 ani de zile de când ești în spital, ai mai văzut lucruri de genul ăsta? Adică... Mai sunt, da, știți, colegi, nu sunt nici ei, colegele, nu sunt ușă de biserică. Se mai întâmplă astfel de lucruri. Am avut eu ghinionul să mă spună cineva, să fiu părâtă. Colegii se mai combină la noi, între ei, în gărzile de noapte, așa se mai întâmplă. De asta am și făcut treaba asta, știam că au mai avut loc treburi de genul ăsta și... Se combină cu pacienți? Domnii doctori, cu asistentele, colegele mele și ce să zic, nu că m-am inspirat, mi-am permis și eu. Cine se combină? Ai putea să-mi spui cine se combină? Nu mă interesează pe mine lucrurile astea, nu pot să vorbesc. Eu nu o să spun niciodată, n-aș putea să... Nu recunosc vina mea, am greșit și cu asta basta, nu am ce să fac. Vă rog frumos să mă iertați că v-am pus într-o astfel de postură și vă promit solemn și în față când o să vă văd că nu o să mai fac idioțenii de-astea în spital. În altă ordine de idei, acum că ne-am făcut confidențe, tu peste 2 săptămâni ce faci? Peste 2 săptămâni când? Probabil că o să lucrez. Da, o să mai lucrez în continuare. Și știi de ce o să lucrez în continuare? Pentru că ești o fată foarte drăguță și fetele drăguțe întotdeauna au trecere la mine, precum bine știi. Și pentru că ai fost sincer, în primul rând, cu o semnătură te scoteam din sistemul sanitar, crede-mă. Recunosc și îmi pare rău încă o dată că s-a întâmplat așa ceva și v-am spus că vă promit, nu o să se mai întâmple, nu o să auziți. Cel puțin dacă rămân în spital și o să lucrez în continuare, mie îmi place foarte mult jobul acesta și pe plan profesional nu are absolut nimeni ce să-mi reproșeze. Peste 2 săptămâni, pe weekend, ce faci?
Domnul doctor, eu nu mai știu ce o să fac mâine în condițiile astea. Sunt foarte emoționată, mă simt prost față de dumneavoastră. Okay. Nu știu ce fac, nu cred că am program. Vreți să vin să lucrez și în weekend? Nu-i problema, eu vin. Nu, e vorba că eu o să fiu invitat la un congres de medicină la Zurich și voiam să-ți fac o invitație. Și, adică și să, cu ce? Să mergi cu mine la Zurich. Ai putea? Eu aș vrea, nu știu ce să vă zic, aș vrea să mă duc și eu acasă, să vorbesc cu soțul, să-i spun cât durează, un weekend, adică două nopți? Păi nu, ar fi plecarea de joi seara și întoarcerea luni dimineață. E un congres de medicină la... Deci patru nopți. Îmi permiteți, vă rog, să mă gândesc până mâine dimineață. Nu pot să iau decizii de una singură, mai ales așa, sunt căsătorită, v-am spus. Bun, trebuie și să ai putea să-mi dai răspunsul mâine dimineață, da? Mâine dimineață, da, vă spun concret. V-am spus, eu îmi doresc foarte mult să vin. Nu vreau să te simți obligată, forțată, nu știu ce. Nu, Doamne ferește, dacă dumneavoastră spuneți, fac ce spuneți dumneavoastră. Orice. Păi atunci revin eu cu un telefon mâine dimineață, da? Aștept telefonul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul doctor! Da, spuneți, așteptam telefonul dumneavoastră. Hai să stabilim un lucru din start, da? Să nu mai îmi spui spuneți, să vorbim la pertu, adică... Da, eu vă respect și nu-mi permit să vorbesc altfel cu dumneavoastră. E, hai, lasă. Dar din momentul ăsta da. O să vorbim așa, dacă doriți dumneavoastră. Adică dacă mă respectai, nu făceai prostiile pe care le-ai făcut. Da, în fine, nu, hai că glumesc acum. Revenim la... V-am zis, îmi pare rău. Da, exagerez și eu cu treaba asta. Da, în legătură cu ce am vorbit. Vreau să vă zic cu părere de rău că nu pot. Am vorbit cu soțul, nu a fost de acord sub nicio formă. M-a întrebat că... Cum? De unde până unde? Pe mine, din toate asistentele? Stai un pic. Tu ai zis că ai vrea să mergi la congres cu mine? Da. Doar cu mine? Păi, domnul doctor m-ar fi sunat și probabil că mi-ar fi cerut o colegă de cameră să vorbească cu ea. Păi, și cum să-i spui soțului tău? Doamne ferește, mă bagi în belele, măi. Nu pot să cred. I-ai spus treaba asta că te-am invitat eu sau ce? I-am spus că e vorba de un congres și i-am zis, e vorba de facultatea mea, îmi doresc și eu să ajung medic, cine știe. Soțul tău ce a zis? Adică ce? Păi și a zis să devin eu medic și mai vorbim după aceea. Nu înțelege, nu, sub nicio formă. Mi-aș fi dorit foarte mult, dar nu știu, dumneavoastră cum ați ales pe mine? Puteam să alegeți oricare altă colegă, mai sunt și fete necăsătorite. Pentru că ai avut buba asta, adică ai avut problema asta. Da. Bârfele din spital și reclamația pe care am avut-o. Și nu știu dacă țineți neapărat lucrul ăsta, putem să facem, să mergem la un hotel și aici. Stai un pic. Deci ai intuit exact care e problema, nu? Sau... Păi bănuiesc că dacă eram singura cu care voia să mergeți. Normal, Iolanda, din moment ce eu te-am sunat ca să te întreb de problema ailaltă pe care tu ai avut-o și ți-am zis că am... Și de ce m-ați ales așa? Cum? Și de ce m-ați ales așa? V-am zis, dacă e vorba de așa ceva, să fim împreună... Ce, de ce ai întrebat? De ce te-am ales pe tine sau cum? Da, așa v-am întrebat. Sunt atâtea fete drăguțe în spital și... Na, nu știu. Tu de ce crezi că te-am ales? Eu am pus ochii de mult pe tine. Dar puteai să-mi spuneți mai de mult. Nu puteam să spun mai de mult pentru că nu sunt eu genul. Dar a apărut problema asta cu reclamația și cu alte discuții și am zis hai să te sun. Să înțeleg că a fost, v-ați făcut curaj sau cum? Da, mie mi-a plăcut foarte mult de tine. De multe ori te-am văzut în spital. Noi am lucrat vreodată împreună? Nu am lucrat niciodată împreună. Și de multe ori mai creat palpitații ventriculare. Și dumneavoastră sunteți un domn foarte bine, dar nu mi-am permis niciodată. V-am spus, vă respect foarte mult și îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Dacă ai întrebări, poți să îmi pui întrebări, nu știu. Pentru că e normal să-ți pui și tu întrebări. Nu am întrebări. Știu că aveți o soție, știu că
că este medic, la fel ca dumneavoastră. La fel ca tine când o să termin facultate de medicină. Așa sper și eu. Asta cu faptul că sunt căsătorii nu te deranjează, bănuiesc, nu? Adică... Nu mă interesează pe mine lucrurile astea. V-am spus și eu, sunt căsătorită, nu am o căsnicie tocmai perfectă. Da... Îmi place să-mi trăiesc viața. Nu vă gândiți că sunt vagabondă sau ceva, dacă nu, nici nu merge. Soțul, v-am spus, bea destul de mult, joacă banii la cazinouri. Relația fizică merge? Sau și acolo? Nu, nu. Sunt probleme? Deci, foarte mari probleme, nu am fost niciodată compatibili. Ce să mai zic acum, nu vreau să divorțez, dar... M-am sfătuit și cu mama mea și ea mi-a zis să-mi trăiesc viața, asta e, dacă m-am măritat, acum nu e capăt de lume. Cine știe și el ce-o face? Crezi că și el... Nu știu, nu l-am prins până acum cu nimic, acum... Deci nu merge treaba între voi? Nu prea merge. Tu când... sau voi cu ce regularitate vă iubiți, dacă nu-ți prea no, nici nu mai țin minte, cred că au trecut vreo 2 luni de când nu am mai făcut nimic. 2 luni de zile? V-am spus, nu ne merge bine. El are adică... hobby-urile lui, nu... Bun, adică tu vrei să spui că tu n-ai mai trăit cu el de 2, adică n-ai mai trăit, nu te-ai mai iubit cu el de 2 luni de zile? Da, v-am spus și tocmai de-aia s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Adică ești o femeie foarte frumoasă, ești una din cele mai frumoase femei de la noi din spital, de acolo. Din... Mulțumesc, știu, dar se pare că la el nu a avut legătură prea mare lucrul ăsta. În fine, da. I-a plăcut de mine, m-a plăcut la început, acum nu mai suntem ca la început. Nu te lasă, nu, sunt șanse slabe să poți pleca. Nu, din țară chiar nu pot pleca, dar v-am zis așa, o seară aici, mi-ar fi mult mai ușor. Aș zice și eu că sunt de gardă și... Ți-am zis, mie îmi place foarte mult de tine. Mulțumesc frumos. Și, da, tu ești căsătorită, eu la fel. V-am spus, nu, asta nu mă reține să fac nimic. Și mă gândeam să avem, cum să spun eu, adică să te gândești, pentru că ești o fată inteligentă și mie îmi place foarte mult de tine, să te gândești la posibilitatea de a fi parteneri fizici, cum s-ar spune, fără nicio obligație. Când ai chef, suni, când am chef, te sun și... Dacă poți, ne vedem? Da, cu siguranță. Despre asta vorbeam și mai devreme. Să știți că eu am înțeles la început ce se întâmplă și am acceptat. Nu te-ai simțit nu știu cum? Nu m-am simțit. V-am spus, sunteți un domn prezentabil. Nu am avut curaj să vă spun nimic, nici nu am ridicat capul la dumneavoastră până acum, dar dacă tot am avut ocazia să discutăm, e o plăcere. Da, ok. Pentru că vorba aia, suntem cadre medicale și dacă noi nu suntem open-minded, înseamnă că ăilalți oameni care sunt altfel ar trebui să... Pentru că îmi place, ți-am zis, mi-ai provocat multe palpitații ventriculare, cum ar explicând pentru... Meseria noastră. Pentru cei care ne ascultă, pentru ascultători, adică un fel de... De fax friends. Adică pentru ce... Pentru cine? Pentru cei care ne ascultă. Pentru... Cine ne ascultă? Mai sunteți cu cineva? Nu. De ce? A spus ascultători. Păi, nu știi că acum se ascultă telefoanele astea ca... Da, sper să nu fie atât de interesantă convorbire. Da. Noastră. Păi, ziceam și eu așa. Ideea e că mie îmi place foarte mult de tine și aș vrea să avem o relație... mai mult fizică, adică fără implicare, pentru ca să nu există probleme, că în momentul când există implicare, sentimente, atunci e un pic mai dificil și pentru tine și pentru mine. Da. Adică un prieten... Fac friends. Cum? Fac friends. Da. E o traducere în engleză. Da. Mai... Da, ceva de genul ăsta. Da. E ok, da? Da, este ok, v-am spus. Îmi pare rău că nu pot să vin cu dumneavoastră la congres. Mă înțelegeți, nu am ce să fac. I-am zis așa, nu suportă ideea că nu ar mai fi alte colegi. Vă dați seama, mă înțelegeți. Bun, păi atunci cum faci? Tu când ai putea să scapi vreo câteva ore de acasă? Păi bine seară. Da, e ok. O să am tură de zi și o să spun că țin locul unei colege și mai stau câteva ore seara. Ok. Și cât ai putea să, adică de exemplu, la cât ai putea să ajungi? La cât ar trebui să fii acasă? La 10:30, 11:00.
12 maxim, să spun că fac unei colegii o câteva ore. Aha, aha, am înțeles. Ok. Păi atunci ne vedem poimine. Ok, așa rămâne. Și îți dai seama, la mine nu se poate. În spital nu vreau să am discuții, să intru în gura lumii. Păi nu în spital, un hotel. Ce hotel? Alegeți dumneavoastră. Păi nu, zi la tu la un hotel la care îți convine. Alegeți dumneavoastră, nu țin. Și unde vreți dumneavoastră? La... ai ok? Da. Bun, și la ce oră ne-am putea vedea? La 5:30, 6. O să vin acolo cu un taxi. Să vin să te iau eu? Nu, lăsați să nu fie ceva, să vadă cineva, să nu se întâmple mai. Vin cu un taxi, e cel mai ușor. O să pun pe un prieten să închirieze camera pe numele lui. Te duci la recepție. E o cameră rezervată, notează. N-am putea să vorbim și mâine, eventual poimine, e mai ușor așa. Sau să-mi dați un mesaj cu camera și etajul și numele. Camera nu o să fie pe numele meu, o să fie pe numele unui prieten de-al meu. Îmi spuneți numele prietenului. Păi, îmi dați un mesaj cu toate datele astea, e cel mai ușor. Îți zic acum numele prietenului, e foarte simplu. Camera va fi rezervată pe Daniel Buzdugan de la Radio Zoo. A fost o farsă! Doamne ferește! Și m-ați dat pe post? Sau o să mă audă lume? Doamne ferește! Și soțul meu ascultă Radio Zoo. Doamne, mi-a cea mai proastă glumă posibilă! Bună seara! Da. Îmi cer scuze că vă deranjez la ora asta. Am o problemă pentru... Eu v-am mai sunat, am aflat numărul de telefon al noastră de la niște vecini de dumneavoastră. Da, și? Vorba că de deranjul pe care îl faceți dumneavoastră. Ce deranj, domnule? Ce deranj? Ce vecin? Eu sunt un vecin de la blocul de vis-a-vis. Așa, și? Și în fiecare seară aproape, când vin acasă, îmi spune nevastă-mea că vis-a-vis, la blocul de vis-a-vis, se întâmplă lucruri. Cine ești dumneata? Sunt vecinul de vis-a-vis și am văzut și eu cu ochii mei. Chiar nu vi-e rușine? Dar ce-ai văzut, domnule? Stai alea, ce mă e pe mine cu chestiile astea? În fiecare seară, când vin acasă aproape, să suport dumneata, nu știu, e prietena dumneata, e soția, nici nu mă interesează, dar stați cu lumina aprinsă, vă iubiți acolo, faceți dragoste cu lumina aprinsă, domnule, să... Dar ce treabă ai dumneata, domnule? De unde și până unde te bagi dumneata în viața mea? Din moment ce dumneata nu tragi perdelele, faci lucrurile astea... Dar și nu ești, bre, de te uiți așa. Unde stai și te deranjezi eu, dar ce vrei de la mine? Te rog frumos, nu mă înjura, da? Dar nu te înjur, dar lasă-o în ca lui, ai treabă cu mine? Trage perdele, domnule, dacă te iubești cu soția, cu nevasta. Dar eu mă iubesc cu cine vreau, eu și tu, du-te, ai treabă cu mine, ce treabă ai tu? Da, domnule. Dar cine ești, de unde stai tu? Stau la blocul vecin. Dar te pune cineva să te uiți, ce fiara mea vrei? Păi lasă-o în fiara mea, dar eu tu fac ce vreau la mine în casă, dumneata ta, dacă vrei să te uiți, că-ți place sau ce, n-am înțeles. Tocmai că nu-mi place. Deci... Și atunci nu te uitați, ce treabă ai tu cu mine? Bun. Dar locul de vis-a-vis, că te găsesc eu și cred că știu și cine ești. Așa că mă deranjez la orele astea și... Păi nu te deranjez, domnule, dar nu se mai... mașina în parcare și n-ai să o mai vezi, frate. Cum? N-ai să o mai vezi. Ce ai spus? Nu-ți mai vezi mașina în parcare, la revedere dacă crede eu că ești tu ăla și-mi faci mie figuri de astea la ora asta. Nu, domnule, dar nu se poate așa ceva, suntem Nu se poate, dar tu te... Ce treabă ai cu mine? Dacă mie îmi place să mă... cu lumina aprinsă, stai în banca ta și du-te... Domnule, dar trage, domnule, perdelele alea. Dar nu vreau să le trag, dacă eu sunt bărbat și fac ce vreau la mine, tu dacă ești un pensionar împuțit, du-te și uite la telejurnal. Dar nu niciun domn și n-ai nicio treabă și lasă un mea de viață. Nu vii rușine, domnule, chiar în hal. Nu vii rușine deloc și mi se rupe de tine și de toți pensionarii din blocul de vis-a-vis și vă... Da, eu o să sun la poliție, pentru că în plus de asta, nevasta sau cine e persoana respectivă urlă ca o disperată, da? Deci răcnești, m-am și speriat, domnule, sunt copii în blocul ăsta care se uită. A ta nu țipă? Cum? Nu țipă. A ta nu țipă? A ta nu țipă înseamnă că nu... Bine, ai, cheamă pe mine și arăt eu că țipă. Deci dacă nu țipă nevastă ta, înseamnă că... Cheamă-mă pe mine și arăt eu să vezi că țipă. Domnule, dar nu ți-e rușine, domnule. Băi, dar mi se rupe mie de cine ești și eu te bagă pentru telefoanele tale și cu tot și așa și las că te aflu eu care ești și dacă am pus mâna pe tine, dacă nu te iei, n-ai să vezi tu ce te pățești tu cu mine, las. Să se uite toți, mai înțeles, uite să mă vadă și din satelită, și Obama și toate răgăliile care sunteți voi,
așa, și nu ai suna la ore de astea indecente, trageți perdele și uite la lustră, la tine, uite la mine în casă și fac eu, da? Păi bun, dacă toată curtea de acolo se uită când răcnește femeia dumneitale, răcnește ca o disperată, domne. Domne, înseamnă că îi place, faceți și voi ca mine, trăim într-o de democrație, dacă nu-ți place, s-auzi, mută-te, tată, la vilă, nu știu, du-te. Ia-ți vilă, tată, că s-o ieftinit acum vilele, da? Și du-te și stai singur în pustietate și urli câine. Avem copii mici, domne, să uită copiii de la scara vecine, de la bloc. Copiii la ora asta, ia și ți-e duc, și ți-i culcă și mai lasă-mă, măi, du-te în spiritul meu, dar ce număr de telefon ai tu? M-ai sunat privat. Lasă dacă mai mă suni tu de acum înainte, să vezi tu ce pătești cu mine, dar lasă că te pândești, eu să văd care ești. Oho. Te văd eu, care ești, tătăică, da. Pune o mâna pe tine. Nu ți-i rușine, lume, să te vadă toți vecini? Da, auzi, nu mi-i rușine deloc și dacă îmi place, uite, îmi place, să uite toți fraierii, mai înțeles, la mine, să ia și ei niște lecții, așa, că au și ei soții și prieteni, da? Și plimbă-ți eu cu prietena mea să vă uitați și tu, băi, fraierii, și toți fraierii care mai sunteți acolo și să vă uitați că să vedeți și voi, băi, că poate mai aveți și voi niște neveste și niște prieteni și mai duceți-vă în pună mâna pe tine. Domnule, dar te-am rugat politicos, domne, să tragi perdele la, să vede, domne, să vede de vis-a-vis. Uite, nu li trag, tată, mă înțelegi, am să mai îmi pun și vă două becuri, așa. Și mai îmi pun și vă două becuri de 200 de vați bucata. Așa, să stau cu afară, să te uiți la mine toată noaptea dacă nu ai somn. Ascultă la mine, dacă nu te filmezi eu și te dau pe YouTube, ai să-mi spui tu mie, Cuțu. Ai să ajungi și la Antena 3 și la toate posturile de știri am să te dau. Auzi, știi ceva? Mi se rupi mie de unde mă dai tu, da? Așa, ca să știi. Deci nu ne putem înțelege. Ei, români, eu ți-am zis ție o treabă. Deci tu nu ai treabă cu mine, nici cu casa mea. Și dacă eu te-am găsit, ascultă ce spun eu. Deci dacă te-am găsit, ai treabă mare cu mine. Eu spun de pe acum. Eu cred că dumneata ești drogat, ești beat, că nu te auzi ce spui. Dom'le, dumneata ești un nesimțit, un porc și deranjezi oamenii la ora asta. Dar dumneata nu mă deranjezi pe mine când eu faci... Eu nu te deranjez pentru că eu fac ce vreau la mine în casă, nu fac la matale în casă, da? Și cu asta am terminat discuția asta. Așa, dacă mai ai altceva de spus, ca să știu, dacă nu, la revedere și noapte bună. Deci eu te-am înregistrat în momentul ăsta. Și ce cu asta? Ia ca nu mai pot eu. Dumneata știi cu cine vorbești? Da, cu un prost din blocul de alăturat, că nu ai fi pe aici, pe la mine, așa, pe care am să pun mâna zilele astea, că văd eu, te găsesc. Așa, așa, atunci ai să vezi cum te înregistrez eu pe tine. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zul și a fost o farsă. Farsă propusă de vecinii de la blocul alăturat. Ce-am pățit. Daniel, ce să zic, nu pot să spun, ce să spun, mulțumesc, nu spun, nici mulțumesc, nu pot să-ți spun, că... Vă roagă vecinii de la blocul de vis-a-vis să trageți perdelele când faceți lucruri intime, pentru că... Am înțeles. Da, așa, na, ce să fac? Mersi. Aveți un mesaj pentru vecini? Spune să facă și ei ca mine, dar cu perdelele trase, da? Deci nu v-ați supărat? Nu.